vreți să faceți? Ați, tocmai ce ați terminat de explorat primul nivel. Coborâți în adâncurile pământului? Fix să dormim. Da. Am o propunere. Hai ne odihnim undeva, dar înainte de asta, eu mă duc puțin la o plimbare. Cine vrea să vină cu mine, e binevenit. E o chestie mai mult personală, dar trebuie făcută neapărat. Eu vezi pe Marc cum fuge. Mă duc după el. Da. Și te duci după el și îl vezi pe Marc cum a intrat în bazinul un flipper! Cu... M-a făcut ce? A intrat în bazinul ăla cu apă. Așa? Și ce face? Și urlă invocare delfinul un flipper. Și a sumonat un delfin. Și acum îndată cu el. Și acum... Aaaa, sar și eu în apă. Mă... Oricum am niște probe. Yay! Când vreau să fac asta. Păi, deja cam aglomerat acolo. Ce un delfin? E un delfin acolo. It's ok to be fey. Uite și delfinul. E verde. Ia uite, a sărit pe mine acum. Mamă, deci... Flipă, ești cam bolnav. Băi, au sărit îmbrăcați. Da. Da. E hai ok treaba asta, e no fucking way. Sunt îmbrăcat în leather. Nu se neacă, nu... Nu? Păi, eu am doar un loincloth, așa. Mie mi-ajunge apa până aici. Ok, se țin de mantinelă, știi? Mie mi-ajunge apa până aici, că sunt alt. Voi sunt sub apă. Și eu, am swim-ul destul de puternic. Da, și am tot puternic. Dacă stau pe vârfuri, ies din apă. Nu, tu te ții de delfin, că e delfinul tău. Corect. Doar. Corect. Da. Și ar suna ciudat dacă zice, I wanna pet your dolphin, nu? Vezi, bă, cât durează asta. Hai, la culcare? În apă. Aici, în apă, cu delfinul? Da. Voi, pe mine nu mă interesează, e facerea voastră. Da. Bă, nu plăcim. Mă duc lângă, Durează două runde, vraja. Mă pun aici... Cât însemna două runde în timp? 12 secunde. Da. Robert, vezi că nu pe acolo poți să intri. Două runde pe nivel? Stai lângă cadavru? Da, pe el. Wow, ce puțin. Dorm pe cadavru. Doamne, ce... a dispărut delfinul. Ce fetișuri ciudate. Pa, flipper! Eu dorm pe cadavru. Așa îmi place mie. Vrei să dorm pe cadavru, Norsdom? Nu, asta nu mă no? Să ne adunăm, totuși, într-un loc unde dormim cu toții. Nu? Da, poate ar fi o idee să nu dormiți așa fiecare pe unde... Hai la cadavru, vă rog. Da, haideți aici. Nu vreau să dorm lângă cadavru, for fuck's sake. Nu, colegul nostru nou să înțeleg că cine vrea să deschidă iar one way door-ul ăla? Ultima dată n-a ieșit bine. În panofil. A trecut la disadvantages, știi? Necrofil. Nu. E de fapt panofil. La pâine. Adică îți place pâinea? Da. Frate, deci eu nu vreau să mănânc cu el. Nu împărți pâinea cu mine, te rog. Poate tu pâinea cu mine atunci. Nu împart eu pâinea. Pâinea mea săracă e virgină, rămâne așa. Gândiți-vă și voi cât a stat închis în camera aia. Adică, nu dormiți aici. Deci nu dormiți în camera 3. Cine știe ce a făcut acolo, câte zile a stat. Da. Are cineva o lampă cu UV? Nu cred că ai nevoie de lampă, cred că e vizibil. Da, că e mirosibil. De asta era singura cameră cu pereții albi. Da. Era maro anterior. Da. Am revenit. Bun. Deci, vă culcați? Da. Hai să dormim. Da. Dormim, nu ne culcăm. Ușurile bine. Închise. Bine. Vă culcați. Ușurile sunt închise. Hai, refăceți-vă. Da, eu stau mai departe de Nord. Deci acum, având în vedere faptul că sunteți nivelul 2, vă recuperați 2 HP plus Constitution Modifier. Full modifier. Bine, de fapt stai așa să vă teleportezi pe planșa a doua, că tokenele astea au viață cât aveați înainte, știi, înainte să dați level up. Ok, deci am 24. Refăceți-vă viața. 11 plus 3 ar fi 5. Cu 5 are 3 calcin. Sau 2. Nu, 2. Acum am 13 HP din 18. Eu am 24. Togari, cât ai? 2 cu 3, 5. Rap. Deci 11, 16. Da. Întrei, tu ți-ai crescut viața? Acum. Vrea să mă vindecești pe necât careva? Băi, cât ai la viață din cât? În temnița asta nu sunt papagali.
N-avea Nostromul pe umăr? Ba da. Vezi, acum a vorbit și papagalul, știi, adică da. Deci, Nostrom are un papagal pe umăr, da, și o pâine între picioare. Și caracterul lui devine din ce în ce mai interesant. Vrei să fac animalul stacă? Dread pirate, bread fucker. Bun. Da, adevărul e că na, pâinea are funcție dublă, când e foame papagalului mai ciugulește puțin. Vrei? Înțeles, da, e ok. E dresat, vrei să-l fac stacă? Da, da, jucăm. Da? Așa. Au. Bun, vă aflați la o răscruce. Așa. Și pe centru se află o pancardă pe care scrie așa: către miază zi găsiți odihnă, către apus, către răsărit găsiți cheia pentru a deschide ușa, către apus se află locul de odihnă a lui Cassin, erou al orășelului. Am felicitat pe Cassin! Adică ar trebui să notăm și noi undeva, nu? Dați puțin. Odihnă. Ne-am odihnit deja. Da. Hai să luăm cheia. Ce odihnă ar putea însemna odihnă de vieți? Da, da. Odihnă veșnică, pormântului. Da. Aia odihnă veșnică, ia-ți odihnă. Piece of the grave. Stai puțin, miază zi era... Așa. În față, în jos. Miază zi e jos. Sud. Răsăritul e la est, apusul e la vest. Da, bine, asta știu și eu. Bravo. La răsărit curcat, era cheia. Da. Da. Hai la chei. Și se mai simte ceva. Dinspre est se aude așa un susural apei. Iar dinspre vest vine un miros tare neplăcut. Hai să nu mergem. Lugarici, mai fost cumva în vest mai devreme? Nu. No. It was me. Se pare că nu era atât de bine dresat. Mușcă rău de tot, e o bestie. Așa. Deci l-a pus ce era? Mormântul lui Cassin? Da. Hai să mergem acolo, probabil puteți. Da, hai să... nu. Hai să luăm cheie. Și la miază zi era odihnă, nu? Da. Și nu mai știu unde, la nord parcă, sau cum ai zis. Da, la nord ieșiți, că acolo sunt scârpe. De acolo am venit. Ah, ok. Da. Haideți îndreptă. Hai să mergem spre est. Hai, da. Este ok. Dați-mi părere. Uitați-vă și cu atenție pe unde mergeți. Da. Caut eu după capcane. Mă uit și eu pe aici. Dau și eu un perception. Dau și eu o percepție. Am dat 18. Văd ceva? Deci, chiar și fără să dai perception, vezi că pe jos este numai apă. E apă cam până la genunchi, așa. O apă stătută. Și, la 18, genunchi. Și 18 pentru ăștia mai mici e până la brâu. Adică la mine vine până la brâu? Da. Aoleu, sunt doar mănec. I'm drowning! Și auzi așa dinspre coridorul din nord, auzi niște broaște, cum o răcăie. Da, îmi place. Hai să nu mergem la broaște. La broaște. După un răcăit, poți să-mi dau seama cam ce fel de broaște ar fi cu knowledge nature? Cu nouă knowledge nature. Sunt niște broaște râioase. Băieți, sunt broaște râioase, nu puneți mâna pe ele, nu le lingeți. Orice v-ar spune broasca, nu le lingeți. Mie mi-ajunge apa până la brâu dacă mă ling ele pe mine. O să simți bine, probabil. Puneți pantalonii la loc. Vrei că ești urât, nu? Da. Nu crezi. Dar broaștele nu știu asta, pentru ele sunt frumos. Asta crezi. Robert. Da. Tu știi așa despre animale chestii, ia zi-mi ce poți să-mi spui despre broaște. Da, chiar tu n-ai knowledge, nature, ceva? Am încercat eu, da. A dat tot nouă, da, păi Nordom îi confirmă spusele lui Mark. Hai să mergem în jos. N-aș pădale, știți de alea decât prin și avem dreptate, cum să n-am dreptate, doar sunt fețe, am și confirmare. Hai să mergem pe aici. Bine, hai întâi pe jos. Hai pe jos. A mi-mi plăceau broaștele. Asta, mergem și la broaște pe urmă, poate găsim. Ce există vedem în direcția aia? Deci așa, este o cameră. Ce drăguț. Care este plină de apă, este inundată. Dau și eu un perception. Și sunt niște stâlpi, bine, care țin camera. Și pe acești stâlpi și pe pereți vedeți niște ciuperci albastre. Mișto. Băieți? Care strălucesc așa. Mă uit la ciuperci aleși cu knowledge nature.
Cred că am găsit 11. Camera viselor. Cu 11 nu știi nimic despre aceste ciuperci. Sunt ciuperci. Cu 22. Cu 22. Ok, cu 22 Norsdom știe că aceste ciuperci sunt foarte periculoase și că dacă te apropii de ele, există șanse să fie electrocutat. Vreau. Norsdom, iau înainte. Acum. Bă, deci ești fenomenal, deci îți place pâinea și să fie electrocutat, serios, și oamenii morți. 11 perception, mai văd ceva în cameră, vreo capcană? Altceva nu vezi nimic. Cu 20 perception? Nu vezi nimic altceva decât ce ți-am zis. Ok. Cum mă feresc de ciuperci? Dau acrobatics ca să încerc să trec pe lângă ciuperci? Da. Și dacă n-am talent acrobatic, ce fac? Poți să dai, chiar dacă n-ai. Așa. Auzi, Dane, cât de mare e apa? Măi, apa ți-am zis, e până la brâu pentru tine. Poți să not prin ea? Poți să not prin ea dacă vrei. Hai că dau și un acrobatics. Prefer să nu mă duc acolo. Dau și un acrobatic să încerc să evit ciupercile. O să intru intru în ciuperci, nu? Cu 4, cu 8. Wow, logarit. 25. Yeah. 28. 28, bine. Ăștia calchin și cu logarit, noata așa pe lângă, se feresc bine de ciuperci. Dar eu? Dar cum trec ei așa pe lângă ele, vedeți că încep să se aprind așa, știi? Se fac și mai albastre. E o culoare mai intensă. Ce este mai intensă acolo? Știu ceva despre asta? Știu cumva ce înseamnă asta? Da, că trebuie să ieșim din apă, cred că asta înseamnă. Măi, ți-am zis care-i povestea cu ciuperci. Așa, aici. Ok. Da, încerc să zic că cu 8 acrobatics o să dau fail, nu? O să intru în ele. Nu știu, tu dă cu acrobatics. Ei au dat 25 și 28. Dat 8. Dat 8. Unde? Mai sus? Da, mai sus. Despre logaritm. A, ok, da. Deci. Ce bine e. Urcă-mă, vezi. Ce bine. Nu vroiam firar. Te rog, dă-mi un fortitude save, Norsdom. Okay. Dacă îți place sau nu. La el sunt lacrimi de bucurie, mă. 15, ok. Mă doare? Hai că zic eu cât te doare. Marc, încerci tu, vrei și tu să vezi cum e apa cu ciuperci. Te doare de 7 puncte de viață. După intrării. E bine. Hei, chiar, poți să dai și tu. Îl vedeți pe Norsdom ca în reclamă, știi, Dorele, ia mai fă-mă. Norsdom, dansul ăla. E senzațional. Dansul elfilor. Da, tu să dansul joi. Poți să mai dau dată acrobatic să văd dacă trec? În timpul ăsta mi-a intrat ceva prin cap. Consider că ai trecut, dar ți-ai luat... Carsomir! Poți să treci. Vezi că papagalul de pe omorul tău și-a pierdut câteva pene. E prăjit, bine. Întrările acum plus 1 bonus, fiindcă eu cânt. Deci cu acrobatic să încerc și eu să trec lângă ăla. Cu 9 nu cred că treceai, Robert. Cu 26 bănuiesc că... Ui. Da, cu 26 treci bine. Trec bine. Dar sunt irmalea. Ok. Ai învățat lambada în tinerețe? Da. Lambada, altfere head, dintre astea toate. Toate dansurile le știe întrere. Holaga! Ha! 20. 20, bun, bravo. Trec și ca un colos. V-am zis că nu-mi place apă. Să... Mi-a ce la genunchi, sunt înalt, am un 80. Trece ca un delfin de la delfinariu printre... Stâlpie. Nu not, eu pot să merg. Dar chiar tu puteai să-l sumonezi pe Flipper să te treacă pe lângă ciuperci. Tu păstrezi vraja ca să vă vindec. Îl călăra. Stai, tu ți-ai consumat o vrajă ca să... Am dormit atunci, am dormit. Deci încă am 3. Ok. Jip, mă uit, ce văd? Perception. Ai premeditat asta de două săptămâni. În sus vedeți o ușă. Ai delfin. Deci ți-ai luat vrajă seamăn? De ce delfin? Pentru că era apa acolo, puteam să invoc delfinul. Deci cum să nu faci asta? Doamne! Dar cât de util o să-ți mai fii în continuare? O fi liniștit din Summon Monster 1. Are Summon Monster. Am o listă de mai mulți monștri. Precum delfine. Summon Monster, am înțeles. O să invoc un ponei. Nu e chiar de specific. Și le vreau un ponei. Vreau. Ei, ușa asta. Ce ușă e? Vă las pe voi să duceți înainte de acum încolo. Este o ușă de lemn. Care este umflată, știi, putrezită, că e
Da? A, e apă în picioare și pe holul ăsta cred este că a. Poți să-i dai un pumn să o spargi. Bag un pumn prin ea. Cu capul. Dai, bagă un pumn, ai 14? Hai că dau acum. Oh, 17 pe zar. Bravo. 20. Tragi una. Și se crapă ușa, că e lemnul putred. Și când se crapă ușa zic, Kasen! Unde ești? Kasen e dincolo, am mers pe drumul greșit. Da. Da. Aici e cheia. Asta e plină de apă. E plină de apă. Ce e în mijlocul camerei? Plină de apă și de mătasa broaște. Broaștele! Da un perception. Cu 15 perception pentru capcane. Perception 15 pentru capcane. Nimic, nu găsești nicio capcană. Eu ce văd cu nouă? Ce e în mijlocul camerei? În mijlocul camerei e o, mă rog, o bucată așa de piatră mare. Ce mai e prin cameră? Oh, prin cameră mai e încă o broască. Ce sexy. Și când intrați în cameră, se uită la voi. Începe să scoată limba așa, știi? Mai ales când vede scoți papagalul limba la mine. Nu, scoate limba la mine și la papagalul meu. Exact. Și la pâinea ta. Mic dejun. Și se uită la logaritm așa cu ochii buclucați. Da. Scot sabia. Scot arcul. Ready attack. Că nu știu ce consider, dar nu-mi plac broaștele. 20 versus CMD logarit. Versus CMD? CMD. Stai fuck. Puțin. Ai pus-o. Oficial. Adică nu cred că ai tu CMD. Oficial ai pus-o. Te-ai ioșiat. Te-a prins cât, versus, cât versus CMD? 20. 20 versus CMD. 20 ai zis? Da. A picat, da, e hit. Ok. Vedeți cum din, limba, din gura broaște iese o limbă așa mare. Și îl prinde pe logaritm de mijloc. Se-a îndeplinit dorința. Nu-mi da limbi, te rog frumos. Rolați inițiativa. Ok. Da, că să fiu ultim. Ai dat fumble la inițiativă. Da. E tătură, tot ce faci. Tu pierzi tura. Cine dă fumble, pierde tura. Și Calchin fumble și Mihai fumble. Super. E genial. Doar eu. Stai, rol de 20 plus 2, da? 2. Hai, fără fumble. Hei, n-a fost fumble măcar! Super! Bun. Ok, da. Deci, în ordine, toată lumea, fiecare. 18 am dat. Mark, 18. Cheamă-ne tu, că nu știu cum așa, Calchin. Fumble, everyone! 1. Și cât ai inițiativa de bază? 4. Norzdom. Am dat tumble și am 4 de bază. Hai. Am dat fumble și am 4 de bază. Super. Am dat 5 în total. Bra. 3 plus 2, am 2 de bază. Ai trecut clasa, ca să zic așa. Da. Ai notă de trecere. Da, și noi avem 5 în total. Absolvit înseamnă. Da, dar voi mai picați un an. Voi treceți un an. Da. După, Marche al doilea. E da mită. După broască. Cred. Păi da mă, dar eu am zis să nu o deranjez dacă tot mi-a dat cu limba pe la brâu, am zis să o las să-și facă treaba până îi dau un pumn în față. Da. Pe restul, deci, va fi în ordine alfabetică. Ultimii sunt așa, Calchin, Entrerii și după aia Norzdom. Eu sunt ultimul, adică? Okay. Da, tu ești ultimul, dar oricum pierzi o tură, adică voi pierdeți o tură, voi trei. Deci, noi am rămas uimiți când am văzut limba aia și nu ne putem mișca de mire. Da. Ce limba. Iar Norzdom are un fetiș ceva. Sunteți invidioși cumva de logaritm. Vedeți, exact. Vedeți că în colțul camerei, în colțul camerei mai este așa o pereche de ochi de sub apă. O să fie oare. Se de pește. Și se uită la Intrerii și trage și lui o limbă. Aaaa. Ca să nu fie singurul. 20 20 pe zar plus nu știu cât are ăsta. Oricum e critical. Te-a prins, Entrerii. Te-a prins. După aia, Mark. Entrerii, mișcă mușchi, au în limbă. Eu mă apropii de prima broască. Faci fac move action. O limbă foarte musculoasă. Mă uit către broască și după aia îl întreb pe logaritm. Bă, vrei să vă lați singur sau vrei ca să fac ceva în privința asta?
Nu mă judeca, te rog frumos, am stat la mănăstire toată viața, am fost celibatar, dar mă bucur și eu de o limbă. Dar acum că a trecut momentul de început, mie nu mi-a mult, știi, a fost prima oară, poți să-i dai una în cap. Ok, dau în broască cu rapierul. Bine, poți să încerci să-i tai limba? Nu. No. Ratez. Ai ratat. Te mai las o lună, ai fost singur la mănăstirea ta timp. Adevărul e că nu-mi trebuie mult ca să înceapă runda 2. Mersi, Marc. Și? Atât. Atât? Da. Mai este o broască de sub. Ai de fițar broaștele, dracu. Vă spuneți astea cât se mișcă? Se mișcă ceva. Fac așa. Walk, walk. Face un strafe și îl prinde și pe Marc. Bine, încearcă să-l prindă pe Marc. Nu știu dacă îl prinde. Să te văd. Haide. Haide. 13 plus 20 versus, nu, da, 20 versus. Mă prinde. Asta bine, ai venit în clanul oamenilor cu limbă de broască. Escape party îți dau runda mea, da? Da, poți să prindă. Bun, o să atunci. Ok, după care, broasca 3, broasca 1. Broasca 1. Care e broasca 1, că nu vedem? Voi nu le vedeți numele. Scuze. Nu le vedem. Stai să le... Broasca 1 cred că e aia care mi-a dat mie o limbă. Da, fac și eu. Așa. Broasca 2 e aia de stânga jos și broasca 3 e de sus. Adică logaritm între remark. Stai să fac să fac vizibil pentru toți name. O vedem. Acum vedeți numele, da? Vedem, da. Chestiile, da, okay. Pietrele astea sunt înalte. Nu sunt foarte înalte. Smith. Deci putem să ne urcăm pe ele. Da, dar vezi. Uita că treptele astea sunt umede și pline de măteasa broaștei, alunește pe ele, trebuie să dai un acrobatic. A, deci astea, pietrele astea sunt la înălțime, practic. Sunt un deci pic deasupra nivelului apei, ca să zic așa. Am înțeles, eu am crezut că e ceva, da, nu mai contează, că gândesc prost. Am să încerc un acrobatic, să nu aia așa. Broasca 1, iar. Broasca 1. Încearcă să-l tragă pe aici mai aproape de ea. No. Next. Cine e șeful în casa asta? Mama, mătii de broască. După care este logarit. Este... O să încerci să scapi. Mă costă o acțiune? Da, este standard action ca să faci un escape artist sau un grapple. Adică poți să scap, dar nu mai atac. Da. O să-i dau în limbă? Cu ce? Cu pomnii. O să-i dai în limbă? Capace. Vezi, erau vorneți. Vezi... Păi încearcă un flurry of fist. Păi aia zic, flurry of blows, cu în limbă. În limbă. Fuck! Te lovesc în limbă. Da. Am dat-o în limbă ca un noob cu primul atac. Așa, și pe al doilea? Dă-i, limbă. Limba s-a încolăcit în jurul mâinii tale, presupun. Hai de pana mea. Ți-ai prins mâna de limbă. Exact ce ziceam. Tău culos, să dai un pumn în față, te-a salvat. Pot să explic, cred că în interiorul meu nu vreau încă să dau drumul la limbă. Vreau să o țin încă în jurul meu. Te-a salvat, mai bine că să dai un 7 damage în față. Rândul meu. Okay. Broasca numărul 2. Încearcă să-l tragă pe întrerii mai aproape. 18 versus CMD întrerii. Acum, CMD. Cred că CMD-ul. Da. 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 Vedeți pe întreri. Întrerii, nu te du la broască. Știu că e prima ta oară cu... E de broască. Marc. Rândul meu. Dacă sunt în grapple, poți să mă apropii de broască sau mă ține pe loc? Te ține pe loc. Aha. Ok, dau escape artist. Să vedem. Artist. Oare poți să scap de aici? Sunt Houdini! 24. Da, 24, da. Reușești să te descolăcești așa de... Cu ce-ai dat? Cu ce-ai dat? Escape artist. Și ce mai pot să fac? Move. E și nodat limba, ai lăsat așa un nod marinăresc. Fă un 5-foot step. Mă apropii de broască. Siu lângă ea. Să mă uit în ochii și să spun: nu vrei pe mine? O să mă ai. Da. Ok. Broasca numărul 3. Se vede că te-a apropiat așa. Și mă uit așa urât la ea. Și încearcă să te muște. Să te muște. Fără broasca. Dinți, fără dinți! 18 versus acel. Ok, dar lovește. Draga.
Și nu mai atât. Dar te și prinde. Iar? Da. Cât de mare? Cât damage? Îți iei 5 DMG. Ok, rămân cu 8. Și te-a prins. Da, sunt iar, dar sunt lângă ea acum. Da, acum ești lângă ea, e bine. Exact unde vreau. După care urmează broasca numărul 1. După care a băgat dinții, s-a dus plăcerea. Dacă faci la fel și la mine, o bat. Încearcă să-l mai tragă o dată pe logarit. Da. Stai, broasca numărul 1 să-l tragă pe logarit? Da, nu. Încearcă, dar nu reușești. După care, logarit. Poți să încerci să o trag eu spre mine? Da. Să-i spun... Nu vine logaritm la tine, chiar, tu vii la logaritm. Mâna prinsă în broască. Pe trage de limbă. Dă un strength check. Plus bonusul de strength modifier, nu? Da. Care la tine e scăzut cu 1. Trebuie să încerc să fac asta. Da. E cu scăzut cu 1, bine, hai. Da, căcat, n-am tras broasca la mine. Nu, din păcate nu, ai încercat să tragi de-aia și să-i prinzi și cealaltă mână de ea. Dar ce are asta, frate? Are lipici. Calchin în sfârșit. Wow. Acrobatics-ul ăla este move action? Da, e ca standard. Parte din move action. Ce vrei să faci? Te sui pe... Da, vreau să mă sui pe piatră. 23. Da, bun, te sui. Ok. Și vreau să trag în broasca 1. Da, trage în limbă să mă scapi. Nu în limbă, în ea. O să ai minus 4 penalitate, că sunt eu pe acolo. Dar tu nu ești în luptă cu broasca 1. Da, sunt lângă ea. Se pune? Da. Se pune, da. Se pune, aha. Shortbow, deci plus 3. Bine, dacă stau să mă gândesc... Wow, că... mai dă o dată, hai. Mamă. Primul crit. Damn! E doar lovitura, nu? Da, e doar lovitura. Dă cu DMG-ul. 1 de 6 plus 1. Parcă așa. Nu. Da. Plus 1. Ai făcut 3. Acolo un pic, în care ai dat în broasca 1, nu? Da. O doare atât de tare încât își trage limba înapoi. Nu. No. Din păcate nu o doare chiar atât de tare. Trei. Ok. Încerc să... Escape artist. Da. Escape artist. 17 nu reușești. Încă ești prins. Frate, și ca move action poți să mă miști dacă să... Păi nu prea. N-am cum ai unde să miști. Poți să atacă în grapple? Ba, da. Dacă sunt lângă ea... Ar fi putut, că era lângă ea. Da, dar am încercat să scăp, nu mai am cum. Ok, next turn. Next turn, Norzdom. Așa, Încearcă și tu să faci. În broasca 3. Dă-mi broasca 3. Ce face Walden Fati mai exact? Ce face? Walden Fati. Poți să împânzești un animal, să... Cred că e prea târziu, că deja suntem în luptă. Da, adică... Era la fel cu câinii de data trecută. Da, exact. Puteai să fluieri la ei frumos și oricum broaștele sunt mai greu de dresat. Bine. Atunci îmi scot arcul. Așa. Și în cine tragi? Unu. În broasca 1? Ca să o omorâm. Focus fire, da. Eu trag în broasca 1. Da. Trage în broasca 1. Să scăpăm de... Spuse broasca 3. Da, asta. Din păcate nu. Norzdom, și tu ai tras, dar ai tras prost. Ai tras fix pe lângă broască. Să zic așa. Stai, ai uitat să ții și penalitatea. Da, mă, nu, eram penalitatea. Nu mai are penalitate și a luat fit. Acum e boss. Norzdom, dă-i cu intimidate. Spune-i data viitoare o să te nimerezi proasto, da? Nu mai am cu ce să dau. Broasca numărul 2. Oh. 19 versus CMD între ei. Hit. Este hit? Da. Te înghite. Oh! Broaștele sunt astea, mă, cât de mari sunt broaștele astea. Vedeți broasca cum își face gura mare și îl înghite pe între ei, că el e și mic, e halfling. Holy shit! No! Era atât de mic! De tână! Era atât de tână! Nu, mic! Ca de o broască! Atât de mic! Așa, și după ce îl înghite, știi, face... Asta este o poziție nouă, n-am mai văzut-o. Mai trăiești?
Urmează Mark. Urmează digestia. Am acum vreo penalitate dacă atac din grapple? Nu. Nu, atunci dau cu rapierul iar în capul ei. Aha! Am ratat iar. Nu. Altceva? Mai am... Ce mai pot să fac? Nu pot să mai fac nimic, nu? Nu. Trebuia să încerci și tu. Ai vreo graj ofensivă ceva? Bă, nu tocmai. Ok, deci end turn, când n-am ce să mai fac. Bun. Urmează broasca numărul 3. Hei, deci nu lua în nume de rochie, că am încercat să te înțep în ochi. Sunt prieteni aici cu toții. A, încearcă să te muște de picior. Dar nu reușește. Vezi, deci da, bună broască. Tu mai ești... A, nu, stai, că pe tine te-a prins deja, scuze. Tu ești deja... Sunt grappled, da. Te-a prins, știi? Da. Încearcă să te înghită. Și? Și? Aolea. Nu, 25 versus CMD. Oh, pa Mark! Am 1,80 m, cum poți să mă înghită? Băi, nu te înghite complet, știi? Are gurta ca... Te-a înghițit până pe la jumate, știi? Îi vedeți picioarele pe afară lui Mark, știi, care se mișcă în aer. Nu muriți la broaște, băieți, nu muriți la broaște. Get me out! Sunt un vedete, puteți mă de aici. O să te ajut, boss, te ajut. Am o întrebare, dacă tragem acum în broasca aia, o să lovim și pe Mark? Nu știu. Broasca numărul 1. Încearcă o dată să-l tragă pe logarit, să-l mănânce și pe logarit. Nu, nu. E critical fail. Așa. Și își trage limba înapoi. Super tare, yeah! Logarit nu mai este grappled. Așa. Acum tu și dă într-o broască. Da. Da, logarit este rândul tău chiar. Aș vrea să... Cred că aia în care am mâncat pantrerii, aia am vrut să zic. Ca să încerc să-l scap. Dar nu pe acolo. Mă duc da, aici. Da, mă rog, să înțeleg. Da, nu, m-am dus pe acolo doar ca să sucesc personaj. Ca să-și atacă opportunity. Nu, mă, am vrut să sucesc personajul, că nu vedeam. Da, mă, știu, da, mă. Așa, dau cu Stunning Fist. Da, cu Stunning Fist. Oricum nu mai pot să fac Flurry of Blows, deci, na. Fuck. Poți. Îi dau o bucată în meclă. 17 versus AC. Ok. Îi faci DMG ăsta care e broasca numărul 2. Da. 6. Stunt și ar trebui că scapă toate lucrurile pe care da, știu, stai să dea și asta un da. Stai să dea un saving throw. Da, dacă nu îl scuipă pe întreria afară. Nu reușește saving throw și îl scuipă pe întreri peste logarit și cădeți amândoi în apă. Sunteți pro în amândoi. Nu vă negați. Suntem ca în Titanic. Ne ținem în brațele da. Unul celuilalt. Nu, vă țineți. Logarit e un pic mai în spate. Da, mie îmi place să stau în spate, de obicei. Aha. Asta e învățat la mănăstire? Da. De ce poartă robe la mănăstire? Ca să aibă acces rapid. Deci... Asta din Dragon Age Expansion, ala cum îl cheamă. Hey. Calchin. Ar trebui să zici mersi, eu? Te-am scăpat, da? Mai încerc o dată să atac. Hai, poți trage în oricare broască cu arcul, știi că nu mai ai penalitate. Nu dăm broască 3. Nu lovi fundul bardului. Cu 7. Nu da. Broască 3. Da, deci nu. Nu, îmi pare rău, Calchin. Altceva? Da, atât. Atât, ok. Îmi place poziția în care stau. Bine. Întrerii. Un shoot în fundul broașei 3. Întrerii. Întrerii mai e? Întrerii. Hai. Scuze, nu știu dracu, dar am probleme cu asta. M-auziți? Da. Da. Super. Încerc să mă ridic, poți să încerc să mă ridic fără să fie un atac of opportunity? Fără să ți iau o nu. Păi stai așa, am, nu e chestia care faci tumbe, care poți să... Poți cu acrobatics. Da. Acrobatics. Yeah. Încerc un acrobatics să mă ridic fără să-mi iau... Fac o tumbă și încerc să mă ridic. Și te ridici și nu ți-e atacă pe opportunity. Ok, după care... Asta, acolo unde sunt acum? Uh-huh. mă dau înapoi. Și zic, logaret, nu mai a ta. Vai, mersi. Ce-i AOO?
Nu, 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 că și-a luat deja, adică l-a atacat-o. Da, a făcut-o. Uh-huh. Aha. După care urmează Norzdom. Aici, o să încerc altă tactică. Norzdom, noi practic am trecut prin ciupercile alea ca să ne întoarcem la broaște și să ne luăm damage și aici. Nu, practic doar eu mi-am luat damage. Da, okay, da. Ce ți-a plăcut? Mi-e frică să dau un broasca lui Mark. De ce? A, că să nu lovești pe Mark. Fiindcă e înăuntru, știi, mie, mie, că, mie că sunt prea puternic și dau și trece și prin el și primă broască. Da. Maaa! Super el! Auzi, te-ai antrenat bine cu pâinea aia de dai atât de puternic. Așa că dau un broasca, unul. De. Auzi, dar dai, te rog eu mult, dai. E 22, de fapt. Da, e ok. Și 6 damage. Da. De ce 6? A, nu, că e point blank shot, dacă e cel mai apropiat. Da, e cel mai apropiat, e ok. Da, păi 6 damage. Da, ok. 6 dămăgând broasca numărul 1. Unde o este? Minus 6, egal 6. A murit? Încă nu. Din păcate nu, n-a murit încă. A, unde lovește? Băi, munce, au viață mare. Unde lovește? Rezistente. O lovește fix în pept. Oh, speram acolo o gură în ochi, ceva pe acolo. Nu. Ok, următorul este broasca numărul 2. Logarit? Care sare așa lângă Logarit. Hai, mersi că m-ai folosit ca human shield. Și îl atacă pe Logarit. Na, no, niciun caz. Suci-o Mark. Ce poți să fac în broască? Poți să încerci să lovești cu ceva, cu... Dar că văd că tura viitoare o să te apuci și o să te sugă. Poți să invoc ceva din broască? Unde-l vine, pentru o nei? Nu, e spațiu prea mic. E spațiu prea mic. Deci poți să poți să invoc în orice locație de pe hartă, spune în regulă, dar trebuie să văd locația? Fă-i un delfin în stomac. Da, exact. Nu, un cal în stomac. Aș putea să invoc. Nu, trebuie să fie loc, deci nu poți să invoc în broască. Ok, escape artist, poți să scap cu el? Da. Trebuie să dai bine de tot. Ok. Sau poți să un înțep? Poți să înțepi. Alte vreți mai ai? Ai cu înțep. Ha-ha! 15. Ha, bun, ai înțepat-o și broasca te... scuipă. Și tu ești prone, ești în apă. Și dat damage. Da. Mai ai move action sau ceva? Nu, că-s prone. E prone, poți să te ridici ca... Te suzi. Încearcă să dai... Poți să te ridici dacă vrei. Dar o să iau damage de opportunity, nu? Adică... Da, poți să dai acrobatics. Dai un acrobatics. A, poți să dau cu acrobatics. Ok, încerc să mă ridic cu acrobatics. Aha! Nu, no, din păcate nu. Cât te mușcă broască. Sau încearcă. 9 și cu... Nu, 12 versus AC, bănuiesc că nu. Mă arătează, cam 15. Dar broască unul nu-l atacă și aia? E un pic mai sus. După aia, broasca numărul 3. După mat, nu? Da. Așa. A, nu. Da. Da. A, păi mai cerc o dată. Haide. Come on, you 13 versus AC? Nu, no, am 15. No, ok. Broasca numărul 1. Și ea tot. Se uită la intrării frumos, nu e așa? Well, well. La Mark frumos, că e mai aproape. My old friend. 13 și cu 3 versus... Da, nimerește. Aici. Așa și pe nimerește. Mm-hmm. Și te-a prins așa de o mână. Am o întrebare. Ce întrebare ai? Îți iei 3 DMG. Am impresia sau broaștele alea se duc la Mark pentru că el este mai carismatic așa. Da. E mai atrăgător. Poate că sunt prințese? Ați încercat să le pupați? Eu mă uit la broască și spun. Mă întreba asta. Nu? No? Nu? No? Puteți încerca. Deci, eu sunt foarte indignat în minutul ăsta, mă uit la broască, nu știu. Logarit, tu ești. Mă trădezi? Am crezut că avem ceva special! Mă, pe Mark știu că au încercat să îl pupe. E gangbang pe mine. Și dau acum, încerc să-i scot din gură limba la broasca 2, ca să o fac geloasă pe broasca 1. Hai. Nu știu, un fiori. Dau flurry of blows. Hai, flurry, hai. Că nu mai e penalitate, nu mai e nimic. Și strig, linge, mă! Primul este hit. O rupi în două. 8 damage. Oh, fuck! Așa. Și al doilea.
dau de jos așa. Ăsta e aia. Ăsta nu mai face nimic. Ăsta nu mai face nimic, așa este. Că ăsta îți înfiști tu 8 damage în meclă. Cum, frate, pot să am atâta forță încât să-mi dau 8 damage înapoi, serios? Păi ești super saiyan, crezi că Goku, dacă nu-și trăgea un pumn singur... Îmi pare rău, nu m-am energizat. Ți-ai energizat că ești un flurry of blows. Da, dar nu m-am energizat, nu sunt super saiyan. Te-ai energizat din greșeală, mă. Dau doar 4 damage, nu? Nu. Da, minus 4 damage, îți faci. Așa. Și minus 8 la broscuță. Ok. Ajuns la jumate. Mai puțin chiar de jumate. Calchin. Eu? Tu. Oh, mai am chiar și tu. Mai încerc o dată să atac. Dar stai că trebuia să dau minus 3. Nu, minus 4 parcă. Lovești. Așa, okay. Te și cu dumâgă. În cine dai? În broasca 1? 1 de 6, da. Cu 16 lovesc, nu? Da. Hai, dă cu damage. Moară în sfârșit. Wow, 7 dmg și broasca moare. Sunt liber. Am făcut prima victimă. Mulțumesc, Calchine. Super tare. Întrerii. Da. Aici unde sunt eu. Am arătat boss. Îl lugar prin fața mea, nu? Da. Dar logarim te-a ajutat, Mark. A scos din pântecele broaștei. Da, Calchin. Mark, da. Tura viitoare, poți să faci un 5 foot step să te duci în spatele broaștei? Vreau să o flancăm. Da. Stai așa un pic, că n-am fost atent. Deci erai întrerii, ce? A făcut ceva întrerii? Uită, nu. Ah. Care dintre broaștii mai pare mai rănită? E vreuna atinsă, e vreuna mai... Broasca nu este mai rănită. Da? Ok. Mă risc și trag așa o săgeată pe lângă urechea lui Logarit. Poți să încerci cu rapierul de aproape. Da, nu că nu. Da, pe după gâtul meu, așa, știi? Da. Pun săgeata așa. Rezăm săgeata pe umărul lui Logarit, știi? Să fiu sigur că țintesc mai bine. Ia, stai așa. Stai, cât era cu arcul? Plus 6. 5 foot step-ul era free action sau move action? Te împuști în picior. Îl împuști pe Logarit, chiar. Exact în fața ta. Deci eu vin să te salvez și... Și eu încerc să mor broasca! Hai, de aia. Mi-a pus săgeata pe umăr, cum n-ai mă lovește? Hai, dmg. Hai cu dmg. Hai, să vedem o critică aici. Pentru binele tuturor. Uita bonus de la point blank. Mai puțin, i-ai dat efect săgeții, adică s-a dus înspre broască și s-a întors în mine, că nu înțeleg. A vrut să tragă în broască, dar i-a scăpat. Plus 1 de la point blank. 6 damage. 5 de mână. 6. Este și point blank shot-ul. Ai point blank shot întrerii? Nu. No. Nu. No. 5. N-am treabă cu fituri de ar. Mersi, sunt la 7. Mă omor prietenii mei în loc să mă omor broaștele. Băi, zi, încă oricât am înviat ultima dată, suntem chet. Da, și eu te-am înviat. Marc, atinge-mă! Norzom! Sunt cam departe! Kill me! Marc trebuie să se atingă pe sine. A, sau între ei, dacă vrea să mai facă ceva, că mai are un move. Să atinge subtan. Trebuie să-ți folosești mânuța, Marc. Am 2000. Nu mai fac nimica, gata, nu mai fac nimica, că am făcut destul damage pe tura asta. Norzom! Acum. Încearcă să tragi în broasca 2. 13 versus ce? 13 este hit. Și 13 versus ce? Și 2 damage, 2 damage. Stai, 13 versus ce broască? Stai că ai penalitate. Nu are nicio penalitate. El nu mai are penalitate. Ah, da, corect. E boss, mă. Așa. Eu wait. Cu 2 dmg doar? Așa. În aia de lângă Mark, nu? Da. Ok. O julești așa un pic. Dar era deja înțepată în brută. Un pic. Nu, ai înțepat-o pe aia altă. Nu, Mark când a băgat rapierul în ea. Da, o înțepați. Așa. Urmează. Marc. După Norzdom este broasca numărul 2. Oh. Numero 2. Știi ce face, nu? Da. 17 versus AC, Logarit. Vrea să mă înghită, nu? Da. Îți zic imediat. 17 versus AC. Nu CMD, AC. AC. Căcat. Hit. Ok, și te-a și prins. Ești grapă. Marc! Ce-a fost asta?
nu știu. Cred că am eu probleme cu căștile. Pare rău, nu știu ce am microfon. Mi s-au stricat bunăciunii de căști și... Nu suflați în microfon. Nu, m-am okay. L-am urmărit și n-am șers. Sunt eu și Broasca. Fă-mi fight step, te rog. Vreau să-l flancam. Poți să fac fără să iau attack of opportunity? Fight foot step? Fight nu foot e step. Attack of opportunity dacă faci fight foot step. Poți să-l fac în spatele ei aici? Poți să facă pe pietrele alea? Pe lângă ea. A, pe diagonală. Da. 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 Ok, și mă duc aici cu fight foot step. Poate chit că-s pietrele alea, nu e considerat cutting corners? Nu, no, e ok. Ok, sunt un alt. Și dau nea cu rapierul din nou. Aha! Dau crit! Wow! E crit ăsta! Nu e crit. Nu. A, ba, da, că e... Da, rapierul, corect, are 18 crit. Corect. Pun și bonus de atac pentru a verifica? Mai dă un atac. Mai dă un atac. 9. Deși e doar dușturi normale. Din păcate nu. 6 dă mult de doar. Era să fie crit. Era, dar n-a fost să fie. Dacă nu era bar, era gol. Corect. Și acum Broasca se răzbună. Îți dă și ea crit. Broasca se răzbună, bineînțeles. Nu, nu se mai răzbună, nu au vrut să ce. A obosit, frate. Sunt Marc Magnificul. După care, urmează Broasca numărul 1 care a murit, săraca. Logaritm. Și urmează Logaritm care încearcă iară să-i dea Broasca numărul 2. E lângă mine. Ai grijă să nu dai în tine. Am grijă să nu dau în mine. Aute. Pac, primul atac. Wow. 19. Bravo. 8 damage. L-ai omorât. Pa, i-am rupt mecla. I-am rupt limba din gură, da? Da. Asta, i-am o limbă de broască lungă în mână. Trofeul meu. Da, asta e trofeul. Da, ok, trofeul tău. Nu de mie. Nu că e trofeul. Nu-mi pare rău, e limba mea. Era și el limba. Făceam pâine. Trebuie să le meriți. Aia am vrut să zic, ție îți mai dau o bucată de pâine ceva. Nu, vreau limba să fac pâine cu ea. Calchin. Da. O pizza. Pot să-i las tura mea întâi lui North Dome și să fac după ce face North Dome acțiunea? Da. North Dome, poți să te apropii tu de Broasca 3? Nu, pot să trag de aici. Vrei? Nu, ideea era că dacă o flancai tu, mi se pare că puteam să dau sneak attack. Adică vrei să mă duc lângă ea? Da. Calchin, puteai să... ea este deja flancată cu Marc, deci poți să te miști mai... Nu, dar dacă mă miști nu mai poți să mai trag cu arcul, vreau să dau sneak attack cu arcul. Păi de ce? De ce nu poți să mai tragi cu arcul? N-am penalitate dacă stau aici cu arcul? Da, dar mai în colț, în colț de tot. E tot flancat și dacă mă duc aici? Da, e flancat. Că nu trebuie să fii lângă el. Serios? În 3-7-5 nu trebuie să fii... Păi trage cu arcul, omule. Da, bun, deci flancat. Da, weird. Sneak attack, deci. Plus 7, minus 4, nu? Da. Am început, e ceva. Nu, pare rău, îmi pare rău, nu. Am ratat, trage. Nordom. 3 damage. Wow, mamă ce bun ești. Doi atunci, a treia aici, l-am mai rupit Marc cu 8 atunci. Broasca numărul 2 este moartă, Marc. Dă-mi 3. Aha! Da-na. Aha! Nu. Altceva? Poți să faci un five foot step în spate. Ok. Vino, hiluiește-mă. Dăm binecuvântarea ta. Siluiește-l. Și cam departe, ca să dau. Oh, no. Asta numărul 3 se întoarce lângă Calchin. No. 14 versus CMD? No. Nu. Ba. Ok. Urmează Logaritm. Logaritm, mă, vin aici și dă un stunning fist în Broasca asta. Hai, dă un stunning fist. Dă-i. Fuck. Ho, crit! Wow! Bravo, mai a murit. Mai dă o dată, da? Hai, mai dă o dată ca să te simți bine, nu de altă, da. Păi să vedem dacă ești critical damage. Nu era critical damage, cred. Nu. No. Era numai regular. 7 damage. No. Au 12 AC, Broasca. Vreau să dau și eu un perception pe aici să văd dacă găsim ceva în cameră. Da, vreau și eu. Loot. Am mai luat o limbă. Nene, da, la 22. Păi, dar sunteți groaznici, nene. Deci... Vedeți așa că pe una din
pe una din bucățile astea de piatră se află un cadavru. Vreau. Și da. Auzi, stai să vedem dacă are ceva pe el, ieșim din cameră și al tău. Înainte de asta. Sunt sigur, să faci treaba. Pe care piatră? Pe aia din stânga. Vreau doar să văd dacă are ceva pe el. Eu am dat 20, are ceva. Da, e al tău, e al tău. Deci găsești așa pe el. Găsești așa, găsești un inel care are semnul unui delfin. Delu mari! Dar vreau să facem schimb. Vreau acel păzit. Așa, stai așa, nu te grăbi. Găsești și o aquamarină. Ce? O piatră nestemată. O piatră. Așa și o desăguță, așa, cu 24 de galbeni. Ai, împarte și tu, fii Nu, îi dau lui Marc. Pentru mine? Vreau nu, doar dacă dai lănțișorul. Vreau să dau una prize întâi pe aquamarină nu, și pe... Nu vreau să afle Marc cât costă, nu vreau să se întâmple ceva. Îți zic doar ție. Bine, atunci... Ok, stau cu deștile, nu rec, nu vă aud. Bine. Deci aprize plus 6 pe lănțișor și pe lănțișor, pe aquamarină și pe inel. Dar trebuie să dai câte unul pe fiecare. Ah, ok. Întâi pe aquamarină. Ține minte ce ați luat, notează-ți undeva și zic la sfârșit că trebuie să cauți să... Ok, stai. La sfârșit. Am omorât două broaște. Deci cine păstrează lutul ăsta? Eu. Îl împărțim. Vreau și eu niște galbeni de acolo. Da, ajutat la omorâtul broaștelor. Și eu, am omorât două chiar. Vă împărțim. Am omorât una. Hai că e mai greu să împarți 24 la 5 să dea exact, dar fiecare poate avea 5 galbeni. Ok. Mai întâi eu. Mai puțin unul care are 4. Mă apropii de logaritmă. Cine? Până pe el. Mai dau una prize și pentru inel sau se pune ăsta pentru amândouă, 24? Nu, pentru amândouă. Logaritm okay. Este vindecat cu 9. Yes! Este... Mersi! Hai că zic că... Nu știu exact cât valorează aquamarina. Da, și mai vindem și noi la comun, mai luăm și noi niște bani. Uh-huh. Nu uita, domnul Nozdorm, că te-am scăpat dintr-o cameră. Tu erai acolo, doar tu, pâinea și papagalul. Nu știu. Corect! Da. Dar să nu uităm. Deci aquamarina valorează 500 de galbeni. Mama. Deci 100 de căciulă, da? Da, 100 de căciulă. Eu aveam idioși. Da, bine, puteți să o valorificați deja ca să... Adică eu da. Nu trebuie. Nu mai fugi de acolo, stai pe loc, vină înapoi, vină înapoi. Trebuie să valorificăm deja. Putem să ne punem 100 de galben fiecare? Nozdrom, vină înapoi. Da, puneți-vă. Mă duc între algi și rămân acolo. Ok. Gata, 100 de galben fiecare. 100 de galbeni. Te-am mai recuperat în banii pe care i-am dat lui Marc. 128. Okay. Inelul? Acum, permiteți? Da. Dau detect magic pe inel. Da. Vedem. Inelul este într-adevăr magic. Da. Și este un ring of swimming. În termeni gameristici înseamnă că, mecanici mă rog, înseamnă că cel care îl poartă primește plus 5 bonus la swim. Prieteni, cu acest inel poți nota ca un delfin adevărat. Cine nu știe să note deloc? Nici eu. Nu l-am trained. Eu l-am trainuit. Eu am plus 1, nu l-am pus rank în swim. Eu am 0. Legitația începe de la 100. Bă, ați putea să-l dați lui Marc, el e cu delfinii. Trebuie să-l dăm, că el e cu delfinii. Bine, hai, uite, ia, îți ofer acest inel, fiindcă m-ai salvat din acea grotă. Mulțumesc, prietenul meu. Papagal. Apoi, în timpul ăsta dau și Detect Magic și pe javelinele lui. Da. Javelinele la cine sunt? La mine. Javelinele lui știe așa că sunt niște... Javelins of Lightning Strike. Cât a dat? Ceea ce înseamnă că, bine, mecanic, înseamnă așa că pot, când arunci cu ea, face 5 de 6 electrical damage. Wow! Și, bine, ea se consumă, știi, adică nu mai poți să le folosi. Wow! Oricum, păstrează-le. Nozdrom, valorează 500 de galbeni fiecare. Fiecare valorează 500 de galbeni. Ce, javeline alea? Da. Și ce?
Și câte sunt? Două. Știi, sunt ale mele. Eu le-am găsit. Sunt ale mele, am zis. Știu că sunt ale tale, că ți le-am, dacă doar tu poți să le folosești, dar păstrează-le. Nu, practic nu, le putem nu, folosi toți. Le poate folosi toată lumea, mai puțin logarit. Da, eu de ce nu? Pentru că sunt simple weapons și tu am știut că nu poți să folosești simple weapons. Și am întrebare, să le folosesc și le-am dat altcuiva. Da. Cine nu are ranged weapon? Eu. Da, nu folosești avele. Da, dar el oricum nu folosește, cred. Mark. Mark, n-am nevoie de ele. Întrebare, cât dădea heal apa vieții poțiunea? 1 de 8. Cât de critică javalinul ăla? Fiind de cu 2. Pe 20 ori 2. Așa, Mark. Ce-ai făcut? Ce-ai... Cuțitul lui Entrerii. Da, chiar, cuțitul lui Entrerii. Dau detect magic pe el. Da, dă-mi detect. Este un magic dagger plus 1. Este un pumnal fermecat care îți va permite să lovești mai ușor, puțin telinamicul. Și mai tare. Plus 1 DMG și plus 1 attack. Mai ușor și mai tare. Deodată se aprinde un beculeț asupra capului. Scot din brâu un băț. Bățule, tu ce știi? Detect magic pe băț. Așa, o secundă să dau că am aici... Băț. Dacă gândi bățul, crezi că afli ce face? Am un tabel chiar cu wands, știi? Random. Să dăm cu D100. Vedem ce fel de... Poți să dau eu zaru? Da, da, tu te rog, D100. Bă, dar ce loot ați găsit voi data trecută? 20. Băți? Dar de unde ai băți? 20 este Cure Light Wounds. Câte ce argens? Știi cumva cât are? Wand! Wand! Cure Light Wounds. Știu nice! Cât va câte charges are? Stai să mă uit să văd câte are una normală. Cred că 50? Da, vreo 50. Și cât heal dă? 1 de 8. Băieți, cred că am găsit ceva interesant. Stați deoparte în cazul în care explodez. Nu mă înșel, dar în cazul în care mă înșel. You've got the magic stick. Ok. Eu am încredere în tine, boss. Ha! Mă vine cu încă 7. Wow. O să-mi dai și mie un șapte. Mark numără bine alea câte au mai rămas, de câte ori mai poți să ai. Mai am 49. Bine, să scrii acolo. Să-ți, că e un item puternic, ești, e bun. Așa. Altceva? Mergem. Fuck, am venit aici a Perception ca să văd dacă simt ceva. Mai e încă un lucru. Mă duc la Calchin, îl întreb. Inelul ăsta că valorează din curiozitate. Ok. Ce inel? Inelul lui Delfino. Nu fi rău, și noi am împărțit loot cu tine, împarte și tu cu noi. Inelul valorează 2000 de galbeni. Marc, prietenul meu, hai să vorbim. Am găsit numai loot bun și l-am dat la toată lumea. În cazul în care, băieți, vă promit, în cazul în care mă nec, e al vostru. Nu e. 25 am dat. N-ai cum să te neci cu linelul ăla. Da, exact. Am dat 25. De-aia a zis asta, A frisit Mark magnifico. Hai că dau un percep. Așa, în camera asta, de partea cealaltă, este un levier. Iar de o parte și de alta, în centru, sunt niște bazine așa de apă. Trebuie să dăm acrobatics ca să trecem peste. Vezi cât ați dat, ați dat bine pe Perception, da. Am dat 25. Uh-huh. Vedeți că într-adevăr asta, poteca asta care trece pe lângă e umedă așa și e destul de periculoasă. Încerc să trec eu, am acrobatics mare. Da, și eu vreau să încerc un acrobatics. Am acrobatics mare. Eu tu ultima dată când ai încercat ai căzut. Eu? Da. Nu, logarit. Nu încerc. Încerc eu. Ai încercat? Merg până aici și mă întorc. Da, am dat 11. Nu, ai mers până aici. Și de cu față de pământ. Stai să vedem cât are DC-ul ăsta. Ai, Doamne. De cu față de pământ. Nu, păi a căzut în apă, tată. Cine? Eu? Tu, da, cine? Și să nu-ți? Da. Prin de inelul atunci. Mi-am dat 14, pot să trec? Ai căzut în apă. În care bă? Ah, ok. Așa. Nu, stai că e mai bine aici, e mai ok. Așa. Și când, deci cazi tu în apa nu e foarte adâncă. Așa. Însă,
lângă tine, simți așa ceva, niște chestii. Care mișină pe lângă picioare. Da. Care după, după o limbă de broască, niște anghile pe la ouă și gata, m-am rezolvat. Da. Așa, eu cu 14 cad, nu? Și vezi așa cum încerc să te prind așa, știi, te cuprind, niște mâini care te cuprind. Aoleo, zombie. Sirene. Și eu. Sirene. Și eu. Da, poți să le cuprind și eu înapoi? Hai la tata. Prietenii mei andezi. Așa, eu cad. Tu cât ai dat? 14. Da, și tu cazi. Baftă. În același pit cu mine sau în celălalt? Eu cad în partea cealaltă. Apar scheleții, eu bag înapoi la tine. Stați așa, nu vă grăbiți. Încerc și eu să trec. Că sunt mai... mai complicat, știi? Parcă văd. Scot pe toți. Mihai, tu reușești să treci. Tind să cred că dacă o să tragi de levierul ăla, o să se întâmple ceva cu bazinele alea, gen o să iasă spiked pits. Rulați inițiativa. Nu tragi de levier încă. Stai să ieși de acolo. Mă gândesc că dacă trag de levier, poate se golește bazinul. Nu tragi. Sau ne intră ceva în cur. Da, măcar vezi deja în apă, ce poate să mai întâmple. Nu! Oricum o să moară ar scheleții. Ar trebui să trapă capcane și să murim și noi, nu! Dar o să moară scheleții. Eu v-am spus cât de valoroase sunt alea. Gata, am dat inițiativă. Am dat 11, sunt ultimul. Da, s-a strălut și eu. Sunt ultimul. Am dat bine inițiativă. Am inițiativa? Da. Bun, în ordine, Calchin. 14. Marc. 14, după Calchin. Cam unul. Da, Norzdom. 11. Întrei. 12. Și? 19. Ești primul. Încearcă și tu un Flurry of Blows, în aia doi de lângă mine. Stai așa, nu te grăbi, mă. Bine, mă, nu mă grăbesc, hai. Nu te grăbi, că nu-i bine să te grăbești. Cum arată scheleții aia? Sunt frumoși, sânge? Exact. Sunt albi. Nu. Sunt albi, exact. Cu sânge sau fără sânge? Fără. Șoasă, scheleți. Unde-i apraf? Norzdom. Prezent. Poți să vii să mă ajut și pe mine, eu o să mă pun în total defense. Da. Yeah. Mă tankinez. Nu. Dai de sus. Îi dai în capul ăla de lângă mine. Logarit. Da. Poți să dau în ei acum? Acum poți să dai în ei. În ăla din față. Fuck! Ai dat? Am dat. Hai. Aute. Oh, bun, bravo, l-ai zburat. L-ai zburat. Bun, în ăla din dreapta, doilea. Stai. Câte atacuri ai tu, Gogule? Păi, Flurry of Blows, nu? Păi, Flurry of Blows pe 1. A, deci nu pot să împart atacurile. Nu. A, ok, bine, gata. Atunci am mui urât la doilea, mui și spun pumnul ăsta la omul. Ai un move action. Ai putea să încerci să te retragi, poate să te urci cu acrobatics. Poți să fac acrobatics pe move action? Da, chiar. Da. Ok. Încerc să te urci. Încerc cu un acrobatics. Încearcă. 13. Cu 13 reușești să te urci. Unde? Aici sau aici? Unde vrei tu. Urcă-te în spate. Aici. Nu, aici, pe mijloc. Of. Acolo vreau să mă urc eu. Urcă-te în fața mea. Nu. Bun, scheletul numărul... Bine, știu care eu. Sunt numele? Încearcă să lovească pe Calchin, nu? Calchin, apropo, apa e mai sus decât ești tu, adică... Nasol. Tu acum faci... Bine, nu faci pluta, dar bați apa, știi? Da, oh, 19 și cu... au destul. 19 pe Zari hit oricum. Da. Așa, 4 DMG. Wow, au. După aia, ăla de jos. 16 și cu... 18 versus AC. 18? Da, versus AC. Hit. 3 DMG. Au. Braci, doare. Doare, a?
Da, după aia vine Calkin. Calkin, eu? Calkin, tu nu prea poți face total defense pentru că ești în apă, adică... Da, m-am prins. Dacă eu fac total defense, o să mă neg. Exact. Încerc un acrobatic să mă usui. 17. Bravo. Ai reușit. Ai suit? Acum de ești total defense. Acum pot să dau ceva? Ce mai pot să fac? Acum trage de levier, când e turul tău entrerii. Când e turul lui entrerii, da, să trag de levier. În fine. Clar. Eu ce pot să fac? Ce vrei, ai un standard action. Și puteam să fac standard action? Să scot o armă, nu lovești, să... Nu cred că poți să scot o armă, nu? Ba da, poți cu standard. Poți, da. Atunci îmi scot Masterwork rapierul meu. Dar nu e bun. N-am altceva. Că l-a scos cam degeaba. Dar n-am altceva. Dă cu pumnul. Total defense. Total defense nu mai fac. Poate, nu mai poate. Am făcut consumat. Chestia aia. Da. Atunci încerc să dau cu pământul în Skeletul 2. Asta e. Îmi așa, de sus în jos. E undeva jos, nu mai greu. N-ajung la el. Nu. Ai pumnii, ai mâinile scurte. E... Atunci îmi scot arcul și gata. Bă, nu știu ce faci cu el, dar... E mai rău. Da. Băi, folosește-l ca bludgeoning weapon. Dai cu arcul în el, Mark. Lemnul. Mark, tu ești. Ok. Poți să sumorezi un delfin în apă, știi? Asta era ideea, invoc un delfin în pit... unei scheletul 2 cu 3. Da. Ok, el invoc acolo, zbang. Și el acționează după mine, da? Da. Ok, el are ca statistică ăsta la atac. Deci un 20 plus 3. Azi mă râdeați voi de... Și îl pun să atace scheletul 2. Pune de inelul ca să fie mai OP. Hey. Go, Flipper, go! Go, Flipper, go! Da, corect, de inelul. De 18, da. Rău. Așa și... Unde... I-a putut o coadă la delfinul ăla. Dă 3 damage. La schelet. Cu 3 dmg. E aproape făcut praf săracul schelet. Bravo, Flipper. Mai ține. Bravo, Flipper. Urmează entrerii. Băi, trag de manetă. Bun, ok. Trăgând de manetă, auzi un click doar. Și moare delfinul lui Mark. Nu se întâmplă nimic? Nu se întâmplă nimic. Apare, nu se întâmplă nimic. Probabil s-a fi deschis ceva, nu știu. Da, probabil nu. Sau poate se golesc bazinele încet încet, cum ai zis tu. Băi, stai să mă gândesc dacă mai fac ceva ca move action. Băi, nu fac nimic, pas. Pas? Ok. Pas. Nu răzdăm. Așa, deci... De ce nu tragi în ei sau ceva? Arcul ratează. Eu am scos arcul când aveam și spart. N-am nicio șansă și oricum nu mai am standard deck. Aveam vreo armă scoasă? Am tras din manetă. Am doar move și n-are sens. Nu avem mixul, da? Atunci mă duc, uite, aici. Așa, și? Scoate mace-ul. Și scot mace-ul, da. Bravo, ok. Și așa, și vezi așa o lumină cerească pe lângă mine, așa, și mace-ul arde. Scheletul 2 se întoarce către delfinul lui Mark. 16 versus AC. Are 13 AC. Adio, Flipper. Papa, Flipper. Și face așa, 3 dmg. Mai are 8 rămas, care 11 în total. What the naibii, mă? 11 mă, delfin! Delfin rezistent! Și delfin! Este delfin o balenă? Are save-uri mai bune ca mine. Mark. Are 5 reflex save, eu am doar 2. Are și will mai bun decât tine? Will nu, will are doar 1. Era trist dacă era inteligent. Are will mai bun ca mine. Scheletul numărul 3 încearcă să facă un acrobatics, să se suie. Dar din păcate nu poate. Auzi, Mark, poți să-mi dai și mie o listă cu toate animalele logarit. Care poți să le invoci? Logarit. După ce. Hai, logarit. Logarit, mă! Nu mă are farmec, sincer. Du-te într-o... Sari în apă, banzai! Hai! Și eu de acolo. Da. Da. Vreau să dau unul ăla de lângă mine. Dar cum faci footstep înainte, că nu poți să trec prin tine. Cum să nu poți treci prin poate, mine? Poate. E cam mic. Ai uitat? Poate. Am căzut aici. Poți să treci. Hai. Bine. Păi eu nu pot să dau de aici de unde sunt scheletul 4, nu? Nu prea. Păi sar în cap. Hai. Dau acrobatics? Da, hai, dă-i acrobatics. Hai să vedem dacă îi faci damage sau nu. Boss? 18 faci... acrobatics. Da, e sărit în cap. Dă cu 1 de 6 plus 3. Hai. Nu mai fac atacul, nu? Nu. Ok.
Bine, consideră asta, da. 9 damage. 9 damage. Pac! Sare logaritm în cap și se face... Spulberă scheletul. Dar greu mai ești logaritme. Da, am mâncat mult la mănăstire, ce-i drept. Se vede? Dacă era să-l șterg pe logaritm. Bă! Nu șterge pe logaritm. Aveți grijă. După aia, scheletul numărul 4 și 4 este mort. 5! Bine că are și o țintă. Nu, mă doare. 11 versus AC bănesc că este miss. Este miss. Miss. Și scheletul numărul 6 încearcă să facă un acrobatics. Pua, 20. Hai de cap. Și se suie aici, pac, lângă intrării. Da, stai să... Băieți, da. Cum stați cu încearcă să dea în intrării, dar nu reușește. Intrării e prea mic și prea agil. Da, urmează, urmează calcin. Așa. Îmi scosesem arcul, parcă. Nu, Dan Delfin. Pumnul era improvised sau nu? Nu. Îți iei attack of opportunity, dar nu e minus 4 la atac. Dacă mi-au attack of opportunity, am să mă duc după Mark. 4 pătrățele la move, deci până aici. Uh-huh. Ce acrobat, nu pici iară. Ok, atâta? Păi altceva, n-am ce. Bine, Mark. Eu am buzdugan, am bățul în mână. 1, 2, 3, spang, dau un ăsta. Deci un magu... 12 nu-i nimeresc. 12 nu-i nimerești, nu. Delfin după mine? Flipper, da. Flipper după mine. Unde era Flipper? Flipper de crit. Băi, ce delfin. E delfin de delfin, mă. Nu e Flipper. Să-l confirm. 13. Nu mai e nevoie. E ok, e... Stai, dă damage 1 de 20 plus 3. Deci tu mai avea unul la viață, n-aveam ce să... Deci momentan este logaritm 2, Flipper 1 și restul 0. Da. Deci cu Flipper mă lupt. În kill-uri. După aia vine... în 3. Ăsta e lângă... Ăsta e lângă mine, da? Move action, scot cuțitul. Standard action, îl atac. E cuțitul cu plus 1. E un cuțit! Lovesc slashing, fac așa în el, zang. Slash! Încerc să fac. Stai să văd. Ai mult atac oricum. Ai 5 sau 6, nu știu. Da, e hit, e bine. Ai mai mult decât 3, Mihai. Nu, 3 am. Cum să ai 3? Cu cuțitul? Păi da, ai weapon finesse. Deci ai 1 de la atac. Ai bonusul de la 4-5 și cu ăsta că e magic 6, ai plus 6 cu cuțit. Păi, mă, weapon finesse-ul. Da, e pentru cuțite și rapiere și chestii de genul ăsta. Da. Și da. Îți dă bonusul de la dex, care e bonusul de la. Deci bonusul ăla este plus 4. Deci este 1 că ești level 2 rogue. Este plus 4 pentru că este ăla de la dex, deci plus 5 și plus 1 că este magic cuțitul, plus 6 la atac. Da, oh, are 1 în plus pentru level 2 rogue. Da. Încă o chestie care vreau să te întreb. Rapierul meu este masterwork. Da. Îți aplică plus 1 doar la atac, nu și la damage, nu? Ok, dar în schimb dagger-ul fiind plus 1 îi se aplică la damage. Da. Ok, hai să lovesc. 1 de 4 plus 1. Nope. Aha! Îmi pare rău. Cuțitul trece printre coastele scheletului. Da. Mă, e rândul meu? Este rândul lui Norzdom. Entrării, Flipper e dezamăgit. Da. Mă duc aici? Dă-și un acrobatics, Norzdom, că tu n-ai dat acrobatics. Aici eram, da? Da. Crezi că pic în apă? Sigur că pic în apă. Iată. Acrobatics. Până acum ai avut bulan. Nu am avut. Nu, el a fost singurul electrocutat. Bine, da. Data trecută a avut. Păi nu a avut bulan. Ia uite, Norzdom, ca un zeu. Păi nu mai are cel mai electrocute, așa că n-are de ce să dea fel. Exact. Și stau aici, da? Da. Și dai un bucat. Salam. Aș mânca salam. 8. Nope, pare rău. Și era 3 pe zar, nu.
Așa. Urmează scheletul numărul 1, 2 și 3. Din păcate nu este decât ăsta. Scheletul numărul 3, de cel lângă Mark. Și să dea în el lumină. Nu și a trecut, v-a primit de la Flipper? Pe și cu, păi era aici. Dar poate să facă 5 up step prin apă? Păi nu, era aici, man. Ok. 14 versus AC, bănuiesc că este miss. Miss. Da. A fi fost hit dacă știa mai urea la trecută. Așa. Logarit. Flurry of Blows, să-l omor și pe ăsta altul care a mai rămas. Primul fail, total. Da, 5 damage, hai, bag. Pum. Unde să bag? Pun în meclă, în hai. În tine. Bă, sunt în apă. Pun în meclă. Dă-ți pumn în meclă. Vreau să vedem cum face asta. De ce mi-ai scăzut, mă, 5? E half damage, nu? Nu. Cum până aia pot să dau cu full damage în aveți mic? Și Wand of Cure Light Wounds. Trebuie să o consumați și voi. Păi da, mă, dar trebuie să o iei logic. Cum că dau cu toată forța hai, într-o prea persoană? Am dat 18 pe zar cu al doilea. Bravo! L-ai zburat. Și 8 damage. L-ai zburat. Bravo! Ai văzut? Tu ai făcut, da, ai făcut 13 damage runda. Am făcut hat-trick. Trebuie să privești pozitiv lucrurile. Păi da, mă, dar nu, eu ți-am zis doar că nu e logic, știi? Adică, ok, mă lovesc pe mine însumi, dar n-am cum să dau cu toată forța în mine. Entry 12 versus AC, bănesc că este miss. Miss. Logarit? După aia vine Calchin. Îți dai și în tine și în ei. Da, Calchin. Exact. Trebuie să dau în mine ca să dau în ei. Calchin, pe exact, astea întărâte. Sunt sadomaso. Avem și un necrofil și un sadomaso, hai că... Avem și un zoo. E bun, da, e foarte complet, clar. Calchin, ce faci? Și încă o dată aici, și atât. Ce lași ești. Nu e de parcă aș avea ce să fac. Auzi, mă, fătești tu măcar majoretă chestii, știi? Marc. Ok, primul care îl fac, mă uit către delfin. Mi-a părut bine să servesc alături de tine. Și delfinul dispare. Că două runde s-a dus. Da, atâta? Da, două runde ta. Nu, flipă! Angerul următor o să fie trei runde. Am înțeles. Da, e bine. Și acum mă uit în ochii, în găurile din ochii capului scheletului și spun... Pentru Flipper! Și bagi bang. Degetele, crit, așa. Ba nu, critică 20. E hit, de fapt. Like vrei să-l confirm? Nu, critică 20 la ciomag. Ah, cu ciomagul, da. Flipper apier. No, la ei... Gândi 5 damage. Like să fie, oricum. Entrerii. Da, zic, băi, data asta poate lovesc mai tare. 'Am făcut calcul între timp. Bănuiesc că e hit. Bun, dar de ce e plus 7? Am și unul de la, deci am unul de la, ai unul, am așa. Ai unul la strength? Sau ce? Nu, am unul la size. Ah, am înțeles. Unul base attack, aha, unul size pot, 2, plus 4, bravo. Plus 6 și plus 1 din plus 7. Bun. Roll, damage. Dar să te pune și bonusul de la strength și ăla de la dex? Nu, n-am pus nimic din strength. Nu, are la size. 4 damage în schelet? Din păcate, nu. Nu prea se e afectat, nu? Nu prea se e afectat. Rândul meu? Altceva? Nu, nimic. Nimic? Bine. Noroc, domn. 3, 2, 1 și... Ura! Bun. Te să pip. E de 6 din mici. E bun. L-ai omorât. Felicitări! Perception! Loot! Nu cred că avem. Aoleu. 26 am dat. Norzdom cu ochii lui de elf nu vede nimic interesant. Okay. Am zis eu că n-avem. De unde știai, mă, că n-ai? De unde știi tu? Păi n-am văzut nimic când am intrat în cameră, ce schelet iau, lasă, ce loot poate să lasă un schelet? Putea să aibă un lănțișor, că ați găsit data trecută un lănțișor pe un schelet, nu? No? Da. Ei, vezi? Deci nu mai ai sări la cutii pripite. Apropii de levier și încerc să-mi dau seama ce a făcut când a apăsat pe el. Cu 10 ce-mi dau seama, cred că nimica. Nope. E dat cu perception sau ce-i dat? Nu, și eu. Engineering. Poți să dau eu dungeoneering? Poți. Dungeoneering plus 5. Mamă, ce grupat toți în jur. 25. Cu 25, bine, pe 20 pe zar. Calchină știe că această manivelă a deschis o ușă. Ok, hai să mergem. Și vedem, probabil am deschis ușă.
Probabil asta era cheia de care spunea placa. Nu e ok, e un levier. Dar nu mergeți pe acolo. Nu mergeți pe acolo, vă rog eu. Da, ocolim treaba cu... Hai să mergem pe sus pe aici. Chiar ușa asta e încuiată? Stai, mai întâi. Aici era cadavrul ăla, nu? Da. Dau da. Knowledge local să văd dacă îl cunosc. Cu 20. Nu-l cunoști. Este un străin. Mm-hmm. Deci nu e din zona. Însă cu knowledge putem local, descuia. uitându-te la bănuția, știi că nu sunt niște bănuți chiar din partea locului. Asta întrebarea mea este, ușa asta de aici era încuiată sau ceva? Da. Ce era? Care, mă? Ușa care sunt... aia e blocată, e la fel ca cealaltă, e umflată de apă, putră, e putră. Trebuie să-i dea logaritm. Înainte să plecăm, trebuia să dai un pumn, să o spargi. Se consideră că ai reușit. Da? Okay. Am venit aici... care vrea heal. Băieții, la heal. Băi, nu mergem întâi înspre siguranță. Și după aia mergem înspre apus unde da, mergem întâi la o odihnă și după aia mergem să vedem. N-aveți nevoie de odihnă. Cred că e odihnă de veci totuși. Mie cam frică să mergem acolo. Hai să vedem totuși. Hai să vedem aici vedeți așa, două băncuțe de o parte și de alta. Da un perception roll. Pentru ce? Vreau să văd dacă este ceva ciudat. Cu 21 se vede ceva? Nu vezi capcane. Okay. Loot, măi, când, loot? Și vezi, măi, știi care e chestia? Când dați un rol de perception trebuie să spuneți ce căutați. Ce am zis capcane. Simplu caut. Capcane. Mă uit să văd dacă e ceva ciudat. Uite, eu vreau să investighez altarul ăla sau statuia. Ăla nu este un altar, aia este o fântână. Ok, vreau, este o fântână artiziană din care curge apă, știi? Am dat 22 să văd dacă văd ceva deosebit la ea. Un țuțurug. Este un țuțurug din care curge apă. Ok, deci nu e nimic aici. Bag mâna și iau o gură de apă. Eu mă așez pe băncuță. Uh-huh. Luând o gură de apă. Marc, nu te duce. Marc, tu ce cauți acolo? Mă uit încolo. Ok. Dar vreau heal eu, nu te duce încă. Îi dau un perception. Ola naiba. Luați inițiativa, vă rog. Stai mă puțin, am luat o gură de apă, ce se întâmplă? Logaritul, luând o gură de apă, te simți învigorat. Și cât îmi iau viața? Îți te vindeci complet și îți scazi și te limită de ce? Chestia aia penalitatea yes, tare. Putem să vedem și noi. Mai dau și eu. Acum dați, rolați inițiativa. Ho. Rol inițiativ. Am găsit fântâna. 20, ce inițiativă avem. Băi, Marc, băi, de ce te-ai grăbit, mă? Da, am găsit izvorul tinereții aici. Man. Stai cu grupul. Păi vreau să vă dau heal, dar ați plecat cu toții. Mi-am dat mie heal cu 2 și... Păi am găsit fântâna tinereții. Eram toți aici, tu ai mers așa. Logarit, m-ai dat inițiativă 16 ăla? Am dat 17, 6. Nu 16. 17 am dat. 16. Deci, Marc, 1. Eu. Lasă PM-ul să strige. Ca și să-i spunem inițiativa. Exact, da. Că el știe cum are acolo. Așa, Calkin. Eu am dat 23. Marc? 1. Super. După aia, Norsdom. 24, cu critică. 24, bun, perfect. După aia, Entrerii. 24, tot cu critică. Mă lași ca să recuperați de tot. Da, din misurile trecute, exact, da, s-a gândit. Bine, dacă ați dat așa de bine, vă las să fugiți de două, știi, aveți viteză dublă cum ar veni, move dublu. Doar ei care au dat 20? Da, care au dat 20. Da. După aia, Logarit. 17. Logarit m-a dat 17, bă, ce bine ați dat, bine, mai puțin Marc. Deci, în ordine alfabetică, Entrerii. Dă-i, te rog frumos, la... E standard ca idee, dar dacă vezi voi să luați repede o gură de apă. Așa, știi? Eu am fost cel mai inspirat, dacă nu ați ascultat, vedeți, sunt manc. Nu sunt eu deștept sau frumos, dar sunt înțelept. Acum ești revigorat. Da, acum aia te lauzi. Acum sunt revergorat. Acum ești înțelept, revigorat, da. M-a revergorat apa asta. Așa, bun, Entrerii. Suc și eu din chestia aia cu apă care revigorează. Ok, e o gură repede și te simți și tu învigorat.
Și acum mișcă. Stai să văd cât naiba mi-o HP-ul maxim, da. Ok, și asta a fost ca standard, ca move. Come on, așa, ca move, cât poți mă, 1, 2, 3, 4, 4 poți să-mi ieși, nu? 8, da, 4 aici, 1, 2, 3, 4, 4, 3, aici vine, aici e o diagonală. 1, 2, 3, 4, da, vin până aici. Acum, de ce o gură repede de apă? Da? Da. Și apoi mă mișc 12. Deci 1, 2, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, mă duc până aici. Okay. Sau nu, mă duc aici că sunt spatele lui. Ce lași, îți lăsați pe marc la... Am voie să mă duc aici? Da. A, păi credeam că da, nu pot să trec prin el. Dar cum este el că e mic? Poți să treci, poți să treci prin mare dacă el mai e. El este halfling. Încarcă-ți viața aia. Calchin. Eu mă duc întâi aici. Așa. Beau apă. Un move action, s-a dus move action, să știi. Și asta e. Băi, apă s-a dus și standardul și buff. Da. Asta e. Asta e. Bea apă aia. După aia, logarit. Bă, știi ce vreau să fac întâi și întâi? Eu am două sticluțe. Vreau să le umplu cu apă de fântână. Bine. Și după aia... A, voi lăsați pe, voi lăsați pe aia trei acolo sus, nu? Să se păi nu, asta a fost standard, presupun, nu? Să umplu sticluțele și mă mut pe urmă, pe move. De până la scoți. Dar nu te miști decât patru. Bine. Bine. 1, 2, 3, 4. Am umplut sticluțele, da? Uh-huh. Super. Bă, poți să le pui și numele la... Da, ce să ia? Ce sunt? N-a dat nimeni nature, probabil, cine știm. Cred că să uimit. Da, că dau eu nature. Bine, încă eu nu i-am văzut. Bă, în modul în care put și în modul în care mormăie. Zombie. Felicitări, ai câștigat 5 XP. Yes! Îmi trec acum. Se vede? Da. Zombie 1. După iconul lor știi că am vedea că sunt zombie. Mi s-a părut ceva. După aia, zombie numărul 1. La să se mișcă așa încet încet și simțiți cum începe să pută treaba. Ca să zic așa. Marc. Ce-ai făcut? Plecați de acolo, altfel nu o să avem cum să dăm în ei. Nu, din păcate, nu e zombie numărul 1 nu face nimic. Urmează zombie numărul 2. Care vine? Conga line. Vine și el aici. Chiar, mi-ar fi trebuit să stăm. Cum poți să pun după aia, vine, după aia vine zombie numărul 3. Don't zombie. Poți să fac și un semnal de ăla. Și atât. Don't ever split the party. Ține click pe Mark. Clar. Tu ți-ai pierdut tura intrării. Aici ar fi trebuit să stăm. Trebuie să te las pe tine în față. Move action, vii până aici. Free action, țip. Lăsați-i să înaintezi. Next. Îmi scoși și tu o armă ceva? Sau ai deja ceva scos? Scot dagger. Dagger, bun. Ok. Norsdom. Nu știu ce să fac, dacă să fug sau să trag în el. Păi ai penalitate că e pe colt, știi? Da, bun, ai. Îmi scot, arcul, zic. Îmi scot arcul și... Du-te și tu aici. Da, bun. Aici? Dar de fapt stai că tu ai arcul și n-ai penalitate. Eu tu ești. Am o plioscă cu apă. Pot să o golesc și să o umplu cu apă de izvor? Îți pierzi toată tura. Okay. Și nu-i noroc și dacă faci... Oh my God. Apă. Dar nu putem izvor, să facem apă treaba cu apa cu toții după ce... Nu îmi contează. Nu, că el se grăbește. Logarit. Oricum n-ajung acolo prea curând. Păi puteai să ajungi cu un standard și cu un move ajunge aia, da. 1, 2, 3, 4. Dar standardul nu poți să-l folosești 4. Ca să ba da, standard poți să-l folosești ca move dacă nu faci altceva. Da. Serios. Da. M-am mutat până aici. Poți să te miști de două ori și să nu mai ataci sau? Da, dar n-are rost să mă miști de două ori că-l blochez pe Mark și nu rezolv nimic, mă gândesc. Și întrebarea ar fi, am aici ceva genul ready action? Există ceva de genul ăsta? Da. Ok, atunci vreau să fac un ready action, dacă ajunge unul de la în raza mea, să îi dau un pumn în meclă. Bine. Gata. Nu mai băga în tine, băi, super GM. Așa, după aia, zombie numărul 1 dă în marc. Rău. Și aici pe venit la ce marc? Lovește.
Nașpa. Dă-mi, te rog, un fortitude save. Ok. Cred că îl infectează. 12. Îți dă Vicon. Și ți-ai și 5, deci ți-ai 5 de mg. Da. Așa. Și, ok. După aia vine zombie numărul 1 care, nu știu, e în spatele zombie numărul 2 și încearcă să te atingă și pe tine. Dar nu poate, bineînțeles. Și zombie numărul 3 se îngrămădesc toți acolo. Mark, tu ești acum. Ok, mă uit și... 5 foot step îți sugerez. Nu cred că am nimerit unde trebuie, cred că am greșit ușa. Hei, în spatele vostru e mai mult cu 3 capete. Da. Încearcă un blast. Auzi, dar nu era mai bine să dai întâi un atac și pe urmă să pleci? Nu avea cu cine avea. Dar nu ți-ai attack of opportunity? Și ea, bineînțeles. Ok, zic că... Da, dar tot trebuia să dai un atac, băi. Nu, e miss. Mai bine. E miss. Okay. Ok. După aia, după Mark este entrary. Mă furișez. Intri în stealth? Da. Stai să dau un roll. Stealth. Da. Ready your swords. Attack! Mă furișez. Bun. Și ajung aici. Ma. Rămân acolo. Te fușierezi. Nozdom. Ce-a făcut logaritm mai devreme? Ready action. Poți fac și asta? Da. Băi, da. Știi, trebuie să spui ce... Să-mi iau arcul. Ne pregătești și care e... De exemplu, nu știu, dacă apare zombie, pac, să tragi cu arcul sau ceva de genul. Da, deci îmi iau arcul și îl țin așa întins, pregătesc pentru un orice clip. Calkin, faci tu ceva? Da. Adică folositor pentru parte, nu pentru tine. Am venit până aici și vreau să intru în stealth. Bun. Oh, da, foarte folositor. Mai puteai să mai mergem cu un pic. Te-am intrat decât 3 pătrățele. Da, da, el vrea să se pitească de voi, știi? El ține cu zombii. Eu stau cu mâna pe inel. Nu dispare. Stealth. Am plus 13 la stealth. Da, ești boss. 23. Bun. După aia vine... după aia vine logaritm. Logaritm? Tot așa, ready action, okay. Dacă intră în raza mea, le dau flurry of blows. Ok, zombie, stai, cât se mișcă ăștia? Se mișcă ceva. Cât a valorat piatra aia? Acum, Marinu, ți-am zis 100 de căciula, am zis că a valorificat. Am zis deja, mi-am luat deja banii pentru ea. Și, uitați-mă. Se îndreaptă spre Mark. Așa, deci acum dau flurry of blows. Da? A intrat în raza mea, îi dau flurry of blows. Bun. Ah, cred că pe mea. Adică a noastră. Primul atac, 13 versus AC. Este hit. Și 8 damage. Și al doilea atac... 8 mg. Al doilea atac este 15 versus AC și încă 8 damage. Wow. Deci zombiul, la cel de-al doilea punct pe care îl dă logaritm, vedeți că se prăbușește pe jos. Și din el este așa un nor nașpa rău de tot. Mă țin de nas. Vă rog frumos, entry logaritm și mark fortitude save. 19. Bun. Fortitude. De 20 plus fortitude. La fortitude. Mark, tu n-ai fortitude save? N-ai fortitude? N-am bonus la constitution. Ok. Și logaritm? Imediat. Da. Bravo! Fantastic save. Mai încercat. Oh, 25. Uh-huh. Bun. E bine. Jumătate. Zombiu numărul. Sunt obișnuit cu mirosuri nașpa în mănăstire. Noaptea mai trăgeau oamenii cât un pârț. Mănâncă fasole. Da. 4. Nu mai, adică nu v-ați luat la combat reflex. Ai văzut, Flavio, dacă nu ți-ai luat combat reflexes? Acum da. Puteți să mai dai un atac oportunitate. Da, corect. Și ăsta tot în marc, dacă ei nu știu prea multe, știi? Da. Se duc după cărniță. 15 plus 2, parcă, nu? Sau cât, nu știu. Nu, plus 4 chiar. 19 versus AC. Lovește. 4 și cu 4, 8 DMG. Și dă-mi un fortitude save. Mai strec acolo. 3. Încă un fort save. 4.
Ok. Zombiul numărul 3. 1, 2, 3, 4, 5. Păi un. Faci tot suficient de bine. Și dă, se întoarce așa către întrerii. Efecte speciale, mă. E sare și pe mă vede? Eu s-a ascuns. A, tu ești ascuns? Da, da, tu ai dat în... A, tu n-ai dat în... Da, apucat. N-ai apucat. Da, apucat. Nu, nu, nu. Da, ok, atunci un logaritm. Mergea o muzică epică pe aici. No, no, ok. Rivendale. Radio Rivendale. Da, pe bune. Am întrebat, dar Red Action-ul ăla ce pușea? Ai, frate, câte zombi este? Mai e, dar mai avem. A dat în mine și m-a ratat, nu? Marc. Da, te-a ratat. Ok. O iau naibii la făcut de acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și îmi dau heal cu heal-ul meu. Pentru 5. Oh. Bine că-i chem și fugi. Bravo! Da. Mersi, Marc. Cu plăcere. El i-a chemat, el e puller-ul. Thanks for splitting the party in running. Da. Ăștia undead nu mai sunt imun la sneak attack. Deci... Da, parcă... Puteai că sunt. Da? Nu sunt imun la sneak attack. A, nu sunt imun. Nu mai sunt. Nu mai sunt imun. Nu. Mm-hmm. Nici golemii, nici... Da, da, da. S-a blizit asta. Păi încerc să-l atac pe furiș. Ia. Yeah. Pe... Furișează o sabie pe între... Da, pese. un cuțit îi furișez cu slashing. Un cuțit. Ia cuțit. Wow, bun. Ating? Da. Mai întreb. De 6 plus. Chiar. Stealth-ul îmi dă vreo pentru sneak attack? Da. O să rolez 2 de 6. 1 de 6 damage la cuțit, 1 de 6... 7. Bun. 7 damage. Bun. Ca move action încerc să mă ascund din nou. Băi, nu prea mai ai cum să-i spui. Ești lângă el, nu mai ai. Simte miros de creier. Nu. Da. Nu poți să-i dai blast sau să-l ține cineva. Nu mai faci nimic atunci? Stai să mă gândesc, move action... Nu, nu mai fac nimic. Norsdom. De aici... Dar tura mea mai fost. Trag în el. Da. Tura ta mai fost. Te-ai băgat în stealth. Ca să Norsdom, bun. 10 damage. De ce 10? Pentru că 2 de la împătrivă. Ah, dacă tu ești... da, corect. Corect. Și 1 de la Point Blank Shot. Zombiul ăsta face la fel ca celălalt. Vă rog frumos, între ești logarit. Da. Fortitude saves. Pare rău. Puf. 12 eu. Okay. Eu 9. Iar eu 9. Ok. După care vine, deși n-a fost Norsdom, Calkin, tu ești acum, hai. Așa, întrebare, de aici pot să trag cu arcul? Nu. Nu ești pele să tragi cu efect minge, știi, să n-ai cum. Să mergi aici. Cu stealth-ul pot să merg două pătrățele din câte știu eu. Da, da. E la jumătate. Și standard action, aici, trebuie să-mi scot o armă. Cred că-mi scot arcul. Bine. Logaritm. Poți să dau un ăla după colț, cum a dat și el în mine? Da, dar ai penalitate. S-a înghețat poza. Ai penalitate 2, cum avea și el. N-a înghețat poza, stai-mi așa, nemișcat. Am penalitate cum are și el? Da, minus 2. Nu vreau atunci, fac slide și dau. Exceptând cazul în care ești ventriloc, s-a înghețat poza. Sau eu știu, minus 2, două atacuri sau... Da, mă încerc așa, minus 2 atacuri la minus 2. E tentant, da. Ți-a înghețat webcam-ul. Știi. Da? Păi noi asta zicem. Da. Eu nu văd webcam-ul, așa că... Revin imediat. Lasă-mă. Întâi am dat atac. 8 plus 3, 11. Nope. Și al doilea atac... O întrebare, sunt singur care nu vede camera? Nici eu nu le-am... bun. Cu ăsta l-ai nimerit. Și am dat 9 damage. I-ai dat un pumn zdravă. Zdravăn. Să simtă. Poc. Urmează zombiul numărul 1 care este mort, 2 așa. Și-a revenit camera, nu? Nu. 3. Revenit no. imediat atunci. Nu. No. De ce nu văd camera? Pentru că n-ai setat să o vezi. Ba da. Zombiul numărul 3 încearcă să înainteze. Puteți să-i dați attack of opportunity.
Super! Imediat. 17, bănesc că ating. L-ai atins, dar și cu DMG? Acum e ok? Se vede? Da. Super. Perfect, acum văd și eu. Mihai? Deci cu DMG. Și imediat. Dau și eu, nu? Atac de oportunitate. Da. Fuck. Dar de ce scrie 1 plus 1 egal 1? Nu știu. Că ai scris rolling de 1, de 4, de 4 plus 1. Ai scris greșit. D4 plus 1. Mă rog. Deci ai făcut 2 damage. Așa. Logarit? Și eu. Da. Vrei? Dau acum. Da. Stai cam... Da, cred că da. 8. 18 pe zar. Da. 8 damage. Bun. Vă rog frumos să întreri logarit și calchin. Yes, yes. 14. 18. Și? Logarit? Imediat. Acum am dat rol. 18. Bun. Bun. Căpăm. Deci am crăpat 3 zombi sau mi se pare mie? Da. I was useful! 1, 2, 3... Calchin, poți să îi dai un atac of opportunity dacă vrei. Mamă, deci să-ți neau neapărat complet reflexes. Arcul scos. Nașpa. Eu nu mai dau? 4, 5, 6. El fuge după Mark, știi? Serios? Da. Păi nu e cam prost, n-ar trebui să ducă la prima zombie. Carne? Mamă, zombi... Definiția zombiului. Are zero inteligență. Lumea mă adoră. De fapt, nu are inteligență, este decât o liniuță. N-are scor de int. Deci ar trebui să muște din primul om care îl vede. Sau să nu muște din nimic, sau să fac orice. Eu sunt mai mare decât primul pe care l-am văzut. Să-și păstreze agro pe același personaj. Da mă, ok, na, în fine, am întrebat. Ok, ce fac eu? Stai acolo, nu-l faci să fiu că vreau să pot să dau și eu un sneak attack de stealth să mă bag înapoi în stealth. Atunci mă apropii de el, cu ciomagul îi dau în cap. 21. Uai, 3 damage. Dată în cap, nu foarte tare, dar da și mai rău. Da și mai bine. Dacă aveam la pierul, era crit. N-am venit la pierul. Da, așa este. Urmează întrerii. Mă apropii de el. Așa. Și trag un cuțit la urechi. Nu poți dai sneak attack? Crit, 2. Stai să vedem dacă e crit. Da, hai. Confirmă-l, am zis. 25, așa. Da, confirmat. Da, atât. Hai, damage. E mort orice fi. Nu e flancat. 2 de 6, 2, nu, 2 de 4. Haide, ia tu ultimul kill. E 1 de, nu e flancat. Da, mă rog. Păi stai, da, cum dai criticalul? Nu 1 de 2, dă 1 de 4 plus 1 și după aia dublăm noi damage-ul, calculăm. Ah, am înțeles. 1 de 4 plus 1. 8 de mg. Bum! El am înfipt deci, în deci creierul care i-ai, nu-l are. Deci i-ai tăiat și urechile și nasul. Sunt da. Picios undeva. N-am murit? Zic, băi, ești mai frumos așa. Nu, dar abia se ține pe picioare, săracul zombi. Mai dați stilul, da. Sărzom. Săracul zombi. Nu vrea decât să ne mănânce creierele, dar săracul de el. Da, îl compătimez. Săracul. Bun. Mort. 6 de mei, fapt. Bineînțeles, aceeași poveste în Terry și Mark. 12 am dat. Ok. 13. Uh-huh. Ok. A fost deci, ok cu 9, deci ok cu asta. Dai puțin logarit, nu te duce încă. Da, logarit. Nu fă chestii. Ai putea să, da, știi, să stați mai... Știi? Așa, deci domnii, deci entrerii și cu da. Mark cât? Se simt ca rău, știi, încep să tușească. Aoleu, vă face zombie. No. Bă, merge și bezi din fântână. Bezi din fântână. Da, mă duc să beau din fântână. Așa, vreau să dau un perception roll aici, uitându-mă după loot. Și eu din fântână? După loot, pe aici, pe unde au murit zombii. Okay. Eu vreau da. Să dau loot. Bă, de fapt așa, nu ne mai împărțim. Beți amândoi din fântână. Mark, într-adevăr, își recuperează HP-ul, se simte, mă rog, îi se astupă toate rănile, dar tustrea nu trece. Poți să dau cu knowledge arcană sau cu ceva ca să-mi dau seama ce ar putea fi? Fântâna asta? Da. Nu, pe boala mea. Sau trebuie heal, să heal skill? Heal, ca să vă dați seama exact ce fel de... Ce trebuie să... Heal-ul trebuie să dai... Heal-ul poți să dai neantrenat? Nu.
Eu nu l-am trainat, adică l-am minus 1 chiar la el. Nu știu, dacă e cu albastru, nu poți neantrena, dacă e simplu, cu negru poți. E cu, nu e, e cu negru, parcă. E cu negru. E cu negru, dar e minus 1. Ok, dau să încerc să dau seama. Nu! Băieți, cred că sunt un zeu acum. Cred că... Da, da. Cred că, cred că o să mori, dar na. Dane? Ah, ok. A, primul rol ăla era de perception, dar e plus, plus 6 în loc de plus 3. Deci e 4. Îmi plus și eu două sticluțe, că aveam două, una de primită și una înainte. Am dat și eu 21 să mă uit în camera asta unde au murit zombii. Și eu am dat 24, la fel, caut loot. Găsiți așa, deci asta este o criptă și sunt niște coșciuge care, mă rog, în care au fost zombii. Poți să le desfac? Și ce găsiți? Sunt deja desfăcute că au ieșit zombii de acolo. Și nimic nu-i de item? Și nimic ca prin ai răbdare, mă, ai răbdare. Deci, găsiți așa, o poțiune de Cure Moderate Wounds. Așa. Găsiți o și 13 galbeni. Da. Ok. Am nevoie de. Și mai găsiți așa un bon de casă. Pe care scrie, așa, bonul este în valoare de 6 arginți și provine de la mistrețul pretenos. Dintr-un oraș apropiat din zonă. Uh-huh. Adică da, poate să dea cineva knowledge local. Dau eu knowledge local. Dau 13. Și eu knowledge local. Ai? Da? Am 13. Da. Hai să văd cât am și am eu. Am și eu knowledge local. 24. Deci Calkin știe că este dintr-un oraș care se află, mă rog, la cam 4 zile distanță de Kassen. Mm-hmm. Această tavernă acolo se află. Poțiunea presupun că ia logarie, că el a dat cel mai mult la perception. Da, o iau eu, dacă are nevoie cineva o să-i... Eu vreau galbenii. Păi băia împărțim, nu? Sunt 13. Da. Sunt 13. Eu sunt deci ok doi, cu banii. Doi de căciulă și cineva poate să ia păstrați-i mai mult. Păstrați-i voi. Eu n-am nevoie de acei bani, mă. Bine, 12 de părții la 4. 3 de căciulă. 3 de căciulă. Deci... 92. Da, tu ai inelul ăla care valorează... Cât? 2000 de gold. Da, și cineva are javeline. Ușa asta... fața crea logaritm este mă uit să văd dacă sunt capcane. Hai că este deschisă ușa. Și ce vedem? M-am dus mai jos din dușă. Vedeți așa, este probabil o cameră. Și înăuntru este un bazinaș așa mic de apă, e foarte... Mă uit după capcane. Da, și eu la fel. După capcane. 26 după capcane. Și eu am dat 18. Hai să văd și eu. Nu vezi nicio capcană. Ok. 26, nimic, nu? Ok. Cu 18 văd ceva prin bazinul ăsta? Logaritm uitându-se în bazin, vede așa reflexia lui și reflexia lui începe să se distorsioneze și se transformă așa în ceva extrem de urât, ca o versiune zombie a lui Logaritm. Logaritm, dă-mi te rog un will save. Mai urât de atât? Mai urât de atât. Oribil. Nu. Nu vă uitați la reflexia mea, că o să vă terifi... Nu o să mai visați la unul. Eu nu mă uit în bazinul ăla, eu m-am uitat doar după capcane. Bine, deci will save, stai să vedem cât am... Plus 5. Marc, tu știi multe despre multe lucruri, ai putea să vezi și tu ce despre bazinul acesta, poate am dat seama 8. De ceva. Ai dat 8 cu 8, îl vedeți pe logaritm că se deschide gura și, și iese așa un urlet de groază. Și vedeți cum începe să o ia la goană. Nu! Nu pe acolo, logaritm! În întuneric. Da. Marc! I'm gonna run and scream like a little girl. Tu, cunoștințele tale, poți să ne spui ce știi despre acest bazin? Analizez bazinul ca să mă duc. Ce o fi? O fi magic cu arcana? Dinspre întuneric. Asta am să zic. Să nu vine nimeni după mine. Sunt
bine, sunt vedeți? Ești un liliac. Vedeți că ies sunt niște lilieci, așa, știi? Bine, nu sunt doar doi mari, sunt mai mulți, dacă ai idee, știi? Sunt niște stoluri așa de lilieci. Ce s-a întâmplat? Niște stoluri de lilieci. A, tu n-ai fost? N-ai fost? Ai fost absent? Am zis, am avut o problemă cu urechile, mi-a intrat niște apă și a trebuit să le scot și n-am auzit nimic. A, nașpa, ai pierdut cea mai epică fază. Da. Da, da, nu-i nimic, o să vezi la înregistrare. Da. Bă, Artur, dar cum ai reușit să-ți bagi apă în urechi? Și lilieci ăștia vedeți că trec așa printre voi, că sunt speriați de logarit, și se prind așa de voi, știi? Au. 15 versus AC Calchin. 15 versus AC ratează. Entrerii, 19 versus AC. Atinge. Mark, 18 versus AC. Atinge. Norzom, 15 versus AC. Nu atinge. Nu atinge. Ok, Mark și Entrerii sunt juliți. Cât? Și sunt numai atâta, dar vedeți că sunt niște răni, mă rog, mult mai adânci decât ați fi putut crede, că ar putea face niște lilieci. Aha. Și acum sângerați, este condiția bleed, ceea ce înseamnă că pierdeți sânge în continuu. Aha. Vrea cineva apă din plosca aia pe care am strâns-o? Am și eu două sticuțe. Dar nu le-ai umplut cu apă magică. Da. Le-am umplut cu apă magică mai devreme, când am fost acolo. Da, exact. După ce am făcut lupta aia. Și eu am două sticluțe, doar că eu sunt în întuneric. Eu n-am sticluțe deloc. Nici eu nu m-am gândit. Nu ți-e frică de babau, nu? Bun. Nu, mi-e frică să doresc. Da, chiar. Trec. Hai, că și eu am două sticluțe, că am băut poținile alea. Unde e logarit? Două sticle goate. Singură noapte. Da. Nici el nu știe unde se află. M-am uitat. Întuneric, deci, logarit s-a uitat în apă și a văzut pentru prima oară reflexia și a fugit în groază. Da, probabil că e prima oară când viața lui când s-a văzut în oglindă. Ok, înaintăm. Acum înțelege de ce părinții lui l-au dat ce-ai făcut Entrerii? Stai așa. Am înaintat până aici. Nu, ai băut? Nu, n-am făcut nimic. Deci voi pierdeți în continuare sânge, vă scade HP-ul. A, constant. Constant. Era o poțiune dintr-o aia. De care? Din care am luat din fântână. Nu se întâmplă nimic. Ok. Să scot e doar o apă plăcoritoare, dar... Am înțeles. Nu simți nimic deosebit. O poțiune. Încerc să... Mă, dacă e cu negru, înseamnă că pot să folosesc chiar dacă e neantrenat, nu? Încerc să mă vindec, să mă bandajez cumva. Uh-huh. Dau un... Da. First aid? Feel. Da, down. El. Stai. Bă, ce mă încurc în pas. Cât ai la heal? Nu, n-are prea mult. Nu am. Eu am minus 1. Nu. Nu reușesc să mă vindec, Mark? Nu să mă bandajez. Eu scot bagheta și dau cu ea în capul meu. Îți dai cu bagheta în cap? Da. Dându-ți cu bagheta în cap, vezi că rănile se astupă. Ah. Oh. Ei, putem să facem asta. Poți să faci și pentru mine treaba asta. Ok, deci... Nu uita să-ți... Bă, zic că eu încă tușesc și mi-e ți rău și de la zombies. Da, ție ți-e rău și de la zombies. Ok, cine m-ai lovit de lieci? Eu. Întrebi. Ok, mă duc lângă tine. Dar logaritmul n-a fost lovit de lieci? Păi nu, că eu i-am speriat. Deci dacă stau bine, eu sunt cel mai scos. Auziți? Dar că tu nu știi unde ești. Auzi, poate să mă concentreze cineva pe mine 5 minute? A, zi. Doar 5 minute o să lipsesc puțin. A, să folosească cineva personajul tău? Da, 5 minute. Ok, da. Bine. Da, GM-ul, clar. Deci. Trece bleeding-ul și voma și toate alea. Grața. Voma nu. Doar bleed-ul. From the darkness I come. Bă, da, ok, ce vedem aici? Nu ești aici. Vedeți tot așa, niște sarcofage. Da, unde e logat? Caut capcane. Perception... Eu nu sunt nici aici, Dane? Nu sunt în camera asta? Nu. Văd ceva în capcane în cameră? Nu vezi capcane. Atunci vreau să dau, să văd 5 sarcofage. Eu cu 19 văd capcane? Nici tu nu vezi capcane, în schimb îl vezi pe logarit, într-un colț.
stând în poziția fetusului. Mai întâi credeți că face total defense și la fel cum doar că logaritm și tremură. Tremură tot. Cu 13 văd ceva prin sarcofage. Poți să explic? Sarcofage nu vezi nimic. E mult la sarcofage. Sunt deschise și apare în sânt goale. Încerc să-mi dau seama cui ar fi fost. Nu-mi dau seama. Nu. Ok. În schimb, vezi că sunt pline de praf. Așa. Cu knowledge dungeon. Mă duc la logaritm, scuturi și zic, băi, revină-ți. Ok, scuturi și într-adevăr își revine. Entrerii. Okay. Îți mulțumesc, de asta aveam nevoie, de un scuturat bine. Nimeni nu m-a mai scuturat până acum. Mă contezi oricând pe mine ca să te mai scutur odată. O îmbrățișare ceva. Nu, care de trage pe asta. Dar nu sta cu spatele la logaritm. Camera următoare. Ce văd aici? Băi, Calkin, ce faci? Stai peste mine? Da, bine că l-ai dat la o parte, acum stă peste mine. Asta vezi. Așa. Caut capcane. Da, și eu. Ce mamă, dar e mare nivelul ăsta. 14, nicio capcană, nu? Nope. Ce s-a întâmplat? 20. Nici tu, Mihai, nu vezi nicio capcană. Okay. 21. Gata, ai revenit? Da, 21. Nici tu. E camera 21. Ușa, ce-i cu ușa? Mă uit după capcană pe ușă. E lemn sau nu e? Este deschisă. A, ușa e deschisă. Nu intrați. No. Mă uit după capcană. Ai intrat deja, ce să mai... 11, văd ceva? Capcane? Nu. Bun, înaintez. 20. 20. Tu ai... ai perception, da, ok. Deci cu 20, într-adevăr, vezi că în centru acolo... Draw shape. Sunt două statui. Fuck. Oh. Vezi așa, bine, fără punctul ăla. Vezi așa, într-adevăr, că este o capcană înăuntru. Cine calcă pe, mă rog, pe acele patru pătrățele, va păți ceva nasol. Presupun că e de la statuile din față. Pietrele, cum putem sunt, să ne... Deci în față sunt două statui și... Pe cine le-a văzut ar trebui să anunți. Sunt niște soldați care au niște sulițe în mână. Aha. Cu sulițele sunt îndreptate, sulițele sunt îndreptate spre voi, cum ar veni. Cum arată sulițele? În sulițe. Fac următorul lucru. Mă duc încoace. Întrebarea mea... Și de o parte, parte. Apropo, de o parte și de alta, sunt niște gropi. Stai puțin, mă, nu activa încă aia. Vreau să încerc să o dezactivez. Am un plan mai bun de atât. Mult mai bun. O să-ți după placă. Aia la... Nu, după aia poți să faci seamănă-te-o pe capcană. Nu știu că vreau să fac asta. Da. Hai să încercăm amândoi, simultan. Da, încercăm amândoi. Stai să vedeți disable device ceva genul? Plus 9 plus încă 1, parcă aveam. Aveam plus 22. Încă 1 ceva? Ok, cu 22. Cutile acolo cu cuțitul magic. 25 sau 24, nu, 24 parcă. Nu, de fapt nu cuțit, cu cam în inventar am... Dezactivați capcana. Bun, am dezactivat capcana. Înaintăm! Sulițele alea sunt de pe statui? Încerc să trag de suliță, poți să scot? Mai dată, te rog. Putem să luăm sulițele? Sunt sculptate, sunt. Ah, dar că fac parte din statui. Merg mai departe, mă duc pe capcana pe ușa asta. Capcana asta e ușă mare de... Văd ceva pe ușile astea? 22? Capcane? Nu vezi nicio capcană. Eu mă uit la statui. E încuiată? Încerc să o deschid. Nu pare să fie descuiată. Hai să încercăm să o deschidem. Nu pare să fie încuiată, pardon. Încerc să o deschid. Eu că asta a făcut levierul. Două uști care se deschid așa încet și scârțesc. Așa. Cred că levierul ăla a fost de vină. Okay, bine, gata, s-a dus timpul, yay! Ce? Perception! Și vedeți așa, este o criptă mare. Este cea mai mare încăpere. Cu scheleți. Cu arăscut. Și în capăt de tot vedeți că este cel mai mare sarcofag.
deasupra căruia este aprinsă o lumină. Flacăra veșnică a lui Casen. Încerc să mă furișez. În partea, în centru, în dreptul sarcofagului este un schelet îmbrăcat într-o armură de zale și cu o sabie așa impunătoare în mână. Și dar zice, cine e în spate? Cine e în spate? Arată cunoscut. Cine e în spate? Nu știu. Arată cunoscut. Da, e tem de cunoscut. Frate tu. O fi fras. Dar nu mai există fras. E mort. Gata. Nu e. Deci voi sunteți cei care mi-ați distrus armata până acum. Nu-i nimic. O veți înlocui tot voi. Așa zice scheletele? Da. Salut! Eu sunt Logan. Scheletele sau ăla din spate? Da, frate tu. Nu frate tu. Scheletul din față. Mă uit la schelet cu atenție. Cu knowledge local. Știu cine este? 19. Băi, dai cu 19, crezi că ar fi Asar. S-ar putea fi Asar. Este viu, cel care a luptat alături de Casen. Cel care a fost fostul camarad și l-a trădat, parcă. L-a trădat, da. Aviat. Ăla din spate sau schelet? Scheletul. Ăla din spate. Ăla din spate. Ăla din spate era fratisu, mă, n-ați înțeles? Ăla de respirat. Nu. N-am ăsta? Care e cine ce? Ăsta micu? Ăsta, cine e ăsta? Ce bine că am... Inorzdom al 38-lea. Și aha! Cum vă vede, zice, ajutor, ajutor. Bine, taci tu ăla din spate. Așa, ăla e un schelet în armură, eu n-am blunt damage, deci am să încerc să trag cu arcul în tipul vă din spate. Vă rog, luați inițiativa. Putem să vorbim cu scheletele, dar vreau să vorbesc cu el. Tragi în ostatec? Nu. Da. Să nu faci asta că te atac. Dane, de ce nu mă las să vorbesc cu scheletele? Poate vrea să vorbească cu noi, poate e comunicativ. 16. Ăsta nu este un schelet comunicativ. Deci ăsta a dat 20 pe inițiativă. Cum a dat cu toți 16 și unul 15, iar a dat 20? Da. Doar Norsdom a dat 21. Norsdom, presupun că tu te duci la înaintare. Da. Nu de alta, dar tu ai mace-ul. Aha. Bun, inițiativa, Calkin. 16. Mark. 15. Norsdom. 21. Entreni. 16. Și Logarit. 16. După noi. Da, dar Asar este primul, că cel a dat 20 pe Zar. Ce bine că am stealth și nu l-am folosit niciodată. Eu l-am folosit odată, dar n-am furișat. Este class skill și antrenat, dar nu m-am gândit niciodată să-l folosesc. E bine. Eu sunt furișat acum. Oricum pe noi ne-a văzut. Da, și pe mine, că sunt pe scări în fața lui. Mamă, dar toată lumea a dat mare... dintre Calkin și Logaritm și între care aveți inițiativa mai mare? Logaritm are mai puțin. Eu am plus 2. Da. Logaritm are mai Calkin puțin. Și cu mine avem 2 plus 4. Da, deci în ordine alfabetică. Calkin și cu Entrerii. Și după aia Logaritm. Logaritm 16, după care vine Mark. Așa. Mark, tu mai ai perform? Da. Da, dar sunt la coada abia. La coada cojilor. Asar, chiar trebuie să și învoci chitară. Asar face un charge așa pe Logaritm. Oh. Vin la tata. Sunt dwarf, stau bine pe poziții. Stai să vedem că tipul ăsta e rău de tot. Pură map. Are plus 9 la atac, ca idee. Să mă... Și plus 11 de la charge. Face așa, 18 versus AC. Și 1 de 9 plus 1 este zarul ăla. Ah, îl dă cu zarul ăla, ai grijă. Ah, unde-i zarul ăla? 10 da. DMG. Cât? 10 DMG. Oh, I'm out of here.
Am o întrebare. Stai loc cu javeline sau nu? Cum vrei. M-am gândit la asta, ar fi o idee. Dar mi-e că ratez. Nu cred că ratezi. Te folosești ai dexterity mare, mă rog, cum crezi tu? Ai dexterity cu ce mă ajută? Cât ai dexterity bonus? Păi pe ăla îl folosești ca să tragi. Dexterity bonus. La fel car, înțelegi? Cât ai dexterity bonus? 4 cu point blank 6 pune, nu care decât parc. Dar controla undead 4-6 în plus cum ar fi. Da, ai plus 6 la atac. Eu am plus 6. Ai plus 7 chiar în total. A, da, plus 7. Plus 7 la atac. E rândul meu? Ah, bun. E rândul tău, tu ești. Încearcă să arunci un javelin. Nu! Valorează atât de mulți bani. Da, îți prețuiești viața. 22. Bravo, dă și cu DMG-ul. 5-6, nu? 5-6. Roll 5-6. Ai, frate, uite 500 de gold pe apa sâmbătei. 12. Hai. Stai așa, reflexul este 3 la el. Să vedem dacă a reușit sau nu. Nope! Nu-i reușește reflex save. Ce bine. Stand sau ce? Nu. No. Doar electrical damage. Vezi așa cum este cuprins de electricitate. Va face electric damage. M-am întors. Ce s-a întâmplat? Dar nu moare nici aproape, nu? Nope. Scheret. După North Dome, vine altcineva. Da, Kalkin, cred. Eu nu cred. Zici tu. Zici tu că vine Kalkin. Eu nu cred că vine Kalkin. Dar cine vine? North Dome a luptele. Cred că vine... Scheleții. Vine scheleții. De pana mea, mai au apărut alții. Vine păi erau în sarcofaginele alea, din colțuri, probabil. Mark! Heal! În curând! Chiar bagheta are tot la atingere sau la rază? Nu știu, trebuie să scrie. 19 uite-te tu, te rog frumos, până vin rândul tău. 19 versus, da, probabil că e melee range. 19 versus AC, logarit. Hit. Nu e, mă, în, cel puțin în ediția 2, în Baldur's Gate, chestii nu era melee touch. Puteai ieși de la range. Cât? 3, DMG. Mă, frate, deci chiar am nevoie de ajutor. Sunt la 8. Un, 2, 3. Cum îi chema? Că nu vede numele. Băi, mă, 11 versus AC este mis, bănuiesc, nu? Da. Kalkin. Eu? Da, tu. Toți sunt scheleți, n-am blunt damage. Ai, de pana mea. Să-mi dai misul. Pe aici pot să... Dacă sar aici... Îmi iau attack of opportunity sau ceva? Nu. Dar încearcă să sari în capul lor, cum am făcut eu, poate le dai damage așa. Faci tiribombă. Nu. Te pune cu acrobatic, serios. Serios. Cum i-am făcut eu la napă, faci tiribombă. Bine, hai că încerc pe ăsta. Dar sunt un halfling, ține minte chestia asta, sunt mic și sunt... Da, dacă sar cu greutate putere, mare. Sar cu putere, ia e bine. Acrobatic. Ar trebui măcar să dai jos din picioare, să-l faci flat footed, știi? Exact. 20. Bun. Și fac damage sau ceva? Cu de 20. Într-adevăr, îi faci un pic de DMG, nu foarte mult, și îl împingi și e căzut în cur. Chiatele. Mersi, Kalkin. Pălește-l! Pot să dau cu ceva? Da. Pot să dau cu... Dacă dau cu pumnul, mă lovesc toți. Da, mă rog. Da, te lovește și la mare. Da. Da. Nu te-ai pus. Da, cred că da, cam, ăla dă cam, păi, cam bine. Auzi, dar nu dă damage sau i-ai dat tu damage lui ăla? La scheletele? Nu i-a dat, nu, a fost din a căderii, cum ar veni. Da, dar să zic, îi dă el rol sau îi dai tu, Dane, rol? I-am dat eu. Ah, ok. Așa, întrebarea mea... Sunt scheleți, rapierul nu cred că face mare brânză. Probabil că nu. Din experiență spun că nu. Da. Am standard action, nu? Da. Fugi. Poți să fac măcar un 5 foot step până aici? Da, poți. Așa. Sau puteai să te bagi în total defense și mi-am apărat și mie. Nu puteam. Da, corect. Următorul entrerii. Și se pregătește logarit. Se logarit e pregătit de mult. Să moară, cred. Să vedem. Eu sunt ascuns. Da. Mă apropii 1, 2, 3. 2 poți să faci. Help me! Da, doar 2 pot, nu când sunt în stealth. Da.
Mă apropii și atât. Hai de pană. Logarit, hai. Ok. Dau două atacuri, nu? Să-mi dea cineva cuțit. Healing. Scot cuțitul ca și... Auzi, dacă vreau să dau poțiune, e tot standard action, nu? Da. Fuck. Nu, no, hai că-l atac. Să-mi dea cineva heal, vă rog. Dă-i. Când ajung acolo? Primul atac, mega fail. Mega fail, așa? Al doilea atac... Mega fail. Nu! Al doilea atac e bine. E bine? 19. E bine, e bine, bravo. Și dau 9 damage în asar. Și zice asar. Văd că lupți bine. O să lupți bine și când... Și, am întors. Ce s-a mai întâmplat? A, dat, a dat asar bine. Așa zi, ce spune Asar? Deci Asar spune, vei fi un, un luptător de nădejde în armata mea. Facem o alianță ceva acum? Nu acum, mai târziu, după ce o să-ți putrezească un pic carnea de pe tine. Nu-mi place, îmi place carnea mea cum e acum, sunt destul de urât și așa. Până acum mai de 21 de mâncă. Mă apropii de logarin, pot mâna pe el și dau cu heal-ul meu. 9. Yes! Light! Da, și acum o să ia Asar, 12. Da, măcar nu mor. Da, da, o să dea și rundă, mor din două. Mersi, Mark. Cu plăcere, asta fac eu, sunt cleric acum. Ești magnificul cleric. E tu numărul 3, se îndreaptă către întrei. Dar nu-l vede, ascuns fiind. Ah, corect, corect, corect. E atunci? Către Mark. Vine aici și dă-l Mark. Cât? Nu, de fapt, nu, stai așa, nu faci așa. A picat Nozdrom. Oh. Și ei nu poate intra? Nu, văd că nu e spărut camera. O să intră la un moment dat, probabil. N-am picat ce a, uite, nu mai apa aici. Băi, vorbiți urât, băiat. Așa. Deci nu mai ești pe roll 20? Nope. Habar n-am. Fail. Și ăsta, 1... Dacă vrea să dea în mine. Mamă, cum s-au aliniat toți lângă mine, ești nebun la cap. Și stă acolo. Și urmează Asar, care face un 5-foot step. Se îndreaptă spre Mark. Aha, deci, Asar, pe tine trebuie să te omor te mai întâi. Te cunosc, ești un mare luptător care s-a luptat cu Asar pe vremuri. Vrei să-ți cânt o baladă, că sunt pricep, ți-am compus chiar o baladă. Vrei să o auzi? Fără limbă nu pot să cânt. 16 versus AC. Dacă n-am limbă nu pot să o cânt, deci nu mă transforma schelete. 9 DMG. Aoleu. Rămân cu 9. Hai, de asta mă ești o lovitură, te credeam mai puternic de atâta. Mă dezamăgești. Hala, luptător de legendă ești. Marc îi face o baladă. M-a lovit mai tare un orc. Norzdom, tu ești. Norzdom. Norzdom. Cred că mai bine joci tu. Da, cred că mai bine joc eu. Bă, Norzdom folosește și cealaltă javelină. Oh. A, de fapt stai așa că trebuie să dau aici. Mai bine joacă Norzdom. Norzdom. Aici, e rândul meu? Da, e rândul tău. Da. Nu da cu javelină. Nu mai dau. Îmi scot meisul. Așa, și? Și când presupun că o să sar. Dar chiar, ce este când... Aici? Nu, dar ce este în partea dreaptă? Stai, scuze-ți, l-am pus eu mâna pe el. Hai. Ce este în partea dreaptă, acolo unde parcă ar fi un loc, ceva? Tot așa. În direcția aia. Care e în direcția? În care se uită Norzdom. Care mai aici? Da, așa. Da. Pare ca și cum ar fi loc. Poți să sari, Norzdom. Nu. Și ceva și rămâi acolo? Da. Sari, ajută-mă ca să îi flancăm pe ăștia și să îi batem. Am făcut, deja m-am mutat și mi-am scos sabia. Păi mai poți să te mai miști. De ce sabia? Poți să te mai miști. Mai poți să te miști încă puțin. De ce sabie? De ce nu sabie, mă, ciomagul, nu? Ciomagul, da, ciomagul. Unde vrei să sari? Oricum, sari lângă mine. Lângă mine. Și... Aici. Da. Da. Și eu o să încerc să mă duc prin spate cu 5 foot step și tu vii prin față. Da. Și faceți un gangbang din două părți. Aha, aha, aha. Scheletul numărul 1. Dă tot în calchin. Cât? Este mies. Scheletul numărul 2. Face un 5 foot step tot lângă calchin. Crit. 12 versus AC, bănesc că este mies. Mies. Naș.
Păi, nașpa deloc. 4 de măgă. Au. Mai bine decât 8. Da. După aia vine calciul. După aia se pregătește intrări. De ce m-am mutat încolo? Că nu mă mutasem. Ce s-a întâmplat? Nimic, hai. Ce mă mutase? Faci ce crezi tu. Eu sunt? Da. A, după 5 foot step aici și încum 5 foot step aici. Nu poți să faci 2. Nu poți să fac 2 și standard action-ul? A, bine. Nu, doar de fapt așa. nu poți decât un 5 foot step pe tură, atât. A. Ce e la, în primul rând? Ok. Să te poți mișca, dar te doar 5. Deci fac un 5 foot step și îmi scot pumnii. Ce bravo. Și își scoate pumnii. Și atât. La vedere și... Și atât. Întrerii. Da. Și faci mai mult decât Calchin. Da. Eu lovesc în asar. Cu ce? 2. Chiar, tu nu ești în stealth, poți să dai sneak attack. Păi, asta încerc. A, e de pana mea. Dar bănuiesc că... Bănuiesc că nu-l ating. Întrerii, pentru ce am mâncat să lovitura aia ca să tratezi? A dat? N-am fost atent. Logarit și după aia Mark. Da. Flurry of Blows în asar. Ia de aici. Nu mai am mult timp de stat. Eu trebuie să mă pregătesc să plec. Ok, la patru cu caracterul tău. 13 versus AC, primul atac. E clar, nu? Adică o să trec pe boxe, cred, ca să pot să aud ce mai întâmplă. 20 versus acea al doilea. Bun. Și 7 damage. Și 7 damage. Trici un pumn. Tremurici așa. După care Mark. Bă, da, aici nu este action point. Avem și un Mark, parcă Mark. Ce naș. Avem. Bă, lui pe... Asar are ochi sau are doar găuri? Găuri. Asar, ești o jigorie. Găuri, dar sunt găuri luminoase, știi? Dau 16. Ești o gaură de om. Pare rău, nu. Nu nimeresc. Nope, din păcate nu. Mamă, 16 versus AC nu-l nimerește? Nope. Bă, dracu, schelet, ce armură are. Scheletul numărul 3. Are armură, știi? Are și scut. Dă-n logarit. Ce mort. Miss. Scheletul numărul 4 vine lângă intrării. Bă, da, poate să-l atace că e la înălțime, totuși, pe scară, din câte văd eu. Poate, poate. Nu e. Da, ce, îl gâdilă la tălpi. A, lovește la picioare. După aia vine Asar, care dă tot în Mark. Să te văd, deci ești în stare. E cam inteligent așa, Asar. Și aici pe versus AC. Lovește. Da, este intelligent undead, considerat 7 de mâgă. 7 înseamnă că rămân cu 2. Băi, nu e bine să moară healer. Bă, să bei din apa aia. Știe și Asar treaba asta, Norzdom. Păi mă bucur că știe Asar, dar unde Asar mă interesează? Norzdom, vin lângă mine și dă-mi scheletul 2. Vin în stânga ta sau în dreapta? Lângă scheletul 2. Mă duc aici? Da, și dă-mi el. Ai plus 2 la... Bun, perfect, l-ai zburat. 10 de mici. Ok, Calchin. Calchin, da. Nu, pardon, scheletul numărul 1. A. Care va da North Dom. A. Este mis. Calchin. Așa, dacă mă duc aici, e flancat? Da. Ok, atunci dau... Dai cu pumnul. Cu pumnul. N-am... Hai. Ce atacam? Cu pumnul ai plus 1 la atac. Aha. Plus 1. Și mi-a atacat. Ai plus 2, nu? Pardon, plus 2. El are plus 2 cu pumnul și eu nu am. Ce urât. Vai, mă. 13. Ah, da, stai. 13 este hit. Și am și sneak attack. Mhm. Deci, cum calculez? Oricum l-ai omorât, că faci 1 de 3 plus 1 damage. El mai avea 2 HP. 1 de 3... Nu mai calcula. Întrerii mai ești? Mai sunt. Mai. Hai. Cât mă schimb, mai joc. Chiar când era flancat, avea... Lovesc în asar. Dă mai bine acum, dă mai bine. Altceva? Ating cu 17. No. Da, atâta, next. Logarit. Și după aia Mark. Logarit, pumnii tremurici.
Logaritm, încearcă și tu să faci 5 foot step, poate faci flank pentru asta. Întâi încerc să mă intru în Super Saiyan. Nu, pot să fac 5 foot step pentru că dau pumnul tremurii ăsta, Flurry of Blows. Fuck, primul. Cred că am ratat. Da, ai ratat. 12 vs. 10. Fuck, și al doilea. Ăsta e cu... Da. Și ăsta e ratat. Da, ții 4 damage. Iar îmi dau full damage, bă, cum poți să dai cu toată forța în tine? Mark. Eu. Pot să mă retrag fără să iau flank ăsta, Attack of Opportunity? 5 foot step, da. Fac 5 foot step aici. Spatele lui Entry. Și beau poțiune. Și acum, poțiunea aia care am încărcat-o de la fântână, parcă n-am mers în afara zonei, nu? A spus doar că, doar că ne simțeam împrospătați. Nu știu. N-am vindecat. Beau, dau cu wand-ul meu. Bun. Eu zic să bei, s-ar putea să-ți vigereze. Da. Să nu mergeam împotriva la blood, poate. Mă vinde cu două. Da, puncte. La asta mă gândesc și eu, poate nu mergeam împotriva bleed-ului. Așa, scheletul numărul 3. Tot în logarit. Să mă Mies. Pupe. Numărul 4 în trerii este crit în trerii. Da, s-a aici. Este crit. În trerii, este crit. E crit. Este crit nașpa, ție 8 dmg. Ah, ok, am 8 dmg. Las că scade de aici. Las că scade eu. Așa. Okay. După aia vine Asar. Asar. Nu m-a prins, nu m-a prins. Nu face asta, Marc. Și ia Attack of Opportunity dacă treci pe acolo. Da. Poate să facă 5 foot step. 5 foot step. Oh, el o să stea, el o să stea aici. Poate să stea. În Pathfinder poți face 5 foot step pe difficult terrain? Nu știu, probabil că nu. Pentru că în 4th edition nu are voie. Pe scări, pe ce, tot ce e difficult terrain, nu poți face 5 foot step. 16 versus acel logarit. Da, e hit, băga mea și... Help me! O spune și îți bagi cu box. Piciorul. Okay. 13 dmg. A, sunt în cur. Da? Ai murit? Nu, sunt la 0. Ai, ești auzi, la 0. Bă, da, e stupid, frate, ți-am zis, poți să-mi dau full damage, adică, na, ți-am zis. Păi, ești Super Saiyan, ori dom. Ești sunt Super Saiyan, dar cum poți să-ți dai... Aruncă la dacă vine, dacă vine în dreapta scheletului 3, îmi iau... Cât... Ce, stai, în ori dom zi. Dacă mă duc în dreapta scheletului 3, îmi iau Attack of Opportunity, nu? Nu. Nu. Intri în luptă, dar stai puțin, câte pătrățele poți să te miști? Se miști, destul. Vindecă-l pe logaritm, mă! Da, vindecă-mă sau dă cu lancea în el. Încearcă să te duci mai în spate puțin. Poți... Nu dacă da, nasa acolo este flancat. Omoară scheletul 3. Asta, no. Anor's Dom este... Deci asta este flancat. Da, bă, îi dau un scheletul 3. Bine, cum vrei. Dă cu lancea! 5 damage. Ai zburat, îți dai să... Pac! După aia, scheletul numărul 1. A, nu mai există. Calkin. Calkin, da. Vindecă-l pe logaritm. Câtă viață am? 13, acum. Cu un Attack of Opportunity s-ar putea să-mi iau seapă. Da. Dar încerc. Puteai să stai aici, cred. Da, de acolo nu ție Attack of Opportunity. Poți să stai acolo să-mi bagi o poțiune pe gât. De acolo nu ție Attack of Opportunity. Dar n-am cu ce să da. A, dacă dai în el cu pumnii. Da. Dau cu pumnii în el. Hai, vindecă-l pe logaritm. N-am mai cu ce. Bagi poțiunea pe gât. Da. Chiar am apă din aia, poți să-i dau apă de aia lui logaritm. Dar stai că asta mi-au tot Attack of Opportunity. Dacă stai mai aici, nu. Dacă stai acolo, nu ți-ai. Hai că încerc, îi dau o poțiune din aia care mi-a umplut viața. Uh-huh. Adică plus ca mea. Da. Ce mai... Ok, nu se întâmplă nimic deosebit. Doar da, aia era doar în fântână, trebuia să pui o poțiune normală. Aia știi că ai încercat și ultima oară și nu s-a întâmplat nimic. Nu am poține, nu. Întrerii, dacă am consumat-o deja pe tine. Dacă nu, voi da eu cu... Ce că dă Nasar. Bine, dau eu, sta, dau eu atunci. Îți cât dă el. Așa, de 20 plus... A dat el deja. A dat el deja, am mis, ok. Altceva, Mihai? Ai poțiune să-mi bagi pe gât? Nu, că ți-a dat-o deja. Mai bine te duci în fântână, logarit, tu ești. Păi eu sunt la 0. A, tu sunt gerezi în continuare. Poți să iau eu o poțiune? Nu. Marc. Decizie foarte grea aici. Fugi. O să sumonezi un Vulture sau eu știu. Vulture are talents și bite.
Fac care vreun astea damage pe scheleți? Ce damage face? Unul de 4. Piercing, no. Îți trebuie ceva cu bashing. Nu spune dacă sunt slashing, spun doar melee, talon și bite. Talon și bite sunt cam slashing. Poți să sumezi un ponei ca să dea cu copita. Da. Poneiul e jalnic. Da. Cât dă poneiul? E praf. Poneiul are minus 3 la atac. Dar cât are damage? 1 de 3 damage. Da, dar e bashing, nu este... Se puțin, adică... Va face nimic. Absolut nimic. Carne de tun, tot e bun. Da, nu, dacă nu o să-l atace cineva pe pony, adică... Nu, dacă să inteligent, nu uita. Da, schelet, îl pui mai bine mă reînvii. 4, îl pui să atace scheletul 4 și eventual scheletul 4 o să atace pe cine l-a atacat. Nu, am altă idee. Sau... Poți să fac... Sau... Poți să merg pe aici, așa, așa, și să dau heal pe logaritm? Prin spate, cum a venit, da. O să cobor pe acolo, ok, da. Cobor pe acolo, dau iarăși cu heal-ul meu, ultima mea vrajă, dau cu heal-ul meu, că e mai potent, pe logaritmă. 8. Wow. Yay, sunt la 8. Și acum vezi, Asar, ai înviat, spang. Da, exact. Tu ești încă jos, stai jos. Ești, da. Ești picat. Mă prefac mort. Așa, după care vine, nu, Mark, scheletul numărul 4, care va da în entrerii. Este mis. Și după aia vine Asar, care dă, care va da și el tot în entrerii. Nope, fail. Trage cu ceva linia aia, îmi pare rău de bani, dar cred că am nevoie. Mă duc aici și dau puta și dau. Nu-i dau. Da. Trebuia să dai cu javelina aia, cred că avem nevoie. Nu, mai dau cu javelina. Nu mai dat, ai dat nașpa, a? Calcin. Da, nu da cu javelina, mai bine murim toți, inclusiv fratele tău. Nu, ăla-i departe acolo, să bine. Calcin. Iau. Mă mut aici, pe diagonală pe acolo, ca să nu-mi iau atacuri. Și încerc... Mai aveam vreo... aș putea să mă mișc aici? Nu. No, este statuia. Acolo. Da, care sunt flancați? Scheletul 4 Asar sau... Asar este flancat. Scheletul 4? Nu. Aha. Încerc să dau un Asar. Ați attack of opportunity, știi, nu? De la amândoi, știu. Da, ok. Mai bine te duceai și la amenințai pe... Ia uite ce a făcut băiatul. Hai, dă și cu damage. Stai, stai să vedem dacă deci... o omoară ăștia între timp. Stai așa, scheletul numărul 4 este mis. Și Asar este 16. Mis. Pardon, 20 versus acel. A plus 9 la atac. A plus 9 atac. Ți-ai așa, 9 dmg. Ah, bun, e bine. 4, 6. Și acum, deci, 1 de 3 plus 1. Da. Așa cum poți număr puse. 1 de 3 plus 1 plus 1 de 6. Asta-i 5. 5, wow, super. Băi, ai văzut, mă, ce... Dar cu ce armă a lovit el? Pumnii. Așa, după care vine Norzdon, entrerii. Okay. Tot așa? Tot așa. Hai, dă-i și tu sneak attack, că ești flancat. Nu, 18, l-ating? 18 l-atingi. Așa, deci 18 trebuie să l-atingi. Damage. No. Nope. Plus 1 de 6. Nu, că nu-i sneak. Nu-i sneak. Bai, cum să faci sneak, că e flancat. Da, e flancat. Nu e flancat, că ești perpendicular cu el cum ar veni. Aaaa. Ar trebui să fii mai în spate sau pe diagonală. Da. Nasol, atent. 2 damage. Se resimte în vreun fel de la 2 damage? Nope. Da. Logaritm. 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 Baia Mark. Logaritm mai încearcă cu Flurry of Blows. E persistent. Nu se învață adică. 17 no. Versus AC. No. Upi, mama, măsii. Îți dai 18. Ăsta e hit. Ăsta este hit, bravo. Și 5 damage. Încă 5. Adică și-a primit până acum 10 cu 11, 20 și... Mark. Peste 30. Oricum. Dau heal cu bagheta pe logaritmă. 1. Oi, de parada. Bing!
Știi, e ca dimineața când te speli cu apă pe față. Degetul meu mic se simte mai bine, e mai flexibil. Degetul numărul 4 va da în calcin. Crit. Ai de cap. Să mor. 18 versus AC calcin. Hit. E mort. Mort. A zis bine. 3 de mâgă. 3 cu critică. A, pardon, 6, că... A, ce ghinion. Mă rog, 3. Stai. A, stai, am scris minus 2, trebuie. Așa. Ok, așa. După aia vine... Asar. Trebuie să-l lovesc ca să vadă cine e pe ăla mai lucru. Asar va da tot în logarit. Da, străiască. E bun acolo. E super. Yes. Hai mă, live! Și începe să faci așa un 5-foot step. Vezi că începe să se retragă așa, știi? Mă, deci are viața mai mică. Poate să facă 5-foot step pe difficult terrain? E din difficult terrain în ăsta. Păi da, dar în mod normal nu are voie. Bine, în ok. În fourth cel puțin. Este în difficult terrain North când Dom. Face 5-foot step, asta e ideea. Tu ești. Dau. Dai. Dai cu măciuca. Degeaba. No. Degeaba, chiar că. Calcin. Ești mort. Calcin, tu ești mort, da. Întrerii. Entrerii a plecat. A plecat de tot. Da. Ok. Ah, să vedem ce face Entrerii. Aia, Entrerii. Încearcă să ataci scheletul 4, că n-a, da. N-a star. Așa zic și eu. Și chiar și-l flanchează. Stai, pardon, că trebuie să dau aici. RD 20 plus 5, 6, nu? Nope, fail. După care vin logarit. Deci eu înțeleg că pot să fac 5-foot step în difficult terrain. Da. Ok. Da, de fapt nu fac 5-foot step. Dau un asar. Dau un asar. Vino încoace. Nu ți-ai primit porția totală. Hai de să pun. Vedem. 4. Și acum o să dai de 2 20 ori. 20 vs. AC prima oară. No damage. Frumos. Primul. E luat unul ăsta așa ei. Și al doua. A murit. Ho! Și a doua. Direct. 8 damage. Din păcate... Prima lovitură a fost suficientă pentru a-l buli pe Asar. Bine, și a doua vedeți, l-a buli vedeți, cu, vedeți cum, cum se preface așa în scrub și se aude așa un urlet. Nu mă poate învia și pe mine careva. Mai este scheletul 4, mai este scheletul 4. Slayer of Asar. Ah, scheletul numărul 4, da, hai. Păi și ăla moare de la cutremurul de la al doilea pumn, presupun, nu? Nu. Mare încercare, dar nu. E kill-ul tău. Ah, rândul meu? Este și kill-ul tău. Poți să urc, deci 1, 2, 3, 4, 5. Poți să merg până acolo, da? Da. Dau cu șobacul în cap. 2. 10 a natat. Ah. Ai putea să mă vindeți pe mine. Cum? Nu, este scheletul numărul 4. Care de în mark. Care de în mark. Chestia. N-am ajuns până la tine. Puteai să mergi pe partea cealaltă, pe lângă Norzdom. Norzdom, tu ești. Yes. Uf, unde poți să dau de aici? Da. Du-te oriunde și dă-mi scheletul ăla, omoară-l și înviați-mă și pe mine, vă rog. 7 damage. L-ai zburat. Damage, nu e damage, e damage. Crit, acum ai dat crit. După ce a murit Asar. După ce Asar l-a omorât pe Calchin. Mai dau o dată ca să mă simt bine. Ia, să vedem. Poftim. Dă cu zarul. Un 5 HP! Sunt în viață, iar! Așa, vreau să nu mai fiu așa și să dau un... Stai așa, pun un ala, îl vedeți că vine un elf de aici, țac, 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 și se iau în brațe, știi? Auzi? Îi atinge pâinea? Nu. În timpul ăsta, eu mă duc permanent. Știam că nu mă vei părăsi. Roll, perception roll, caut loot. Am dat perception roll 1, ce văd? Îi vezi pe Nozdrom cum se iau în brațe. Am dat eu 13. Am dat 17. În timpul ăsta, eu vărs o poțiune de aia că nu mai faci nimica, iau niște rămășițe de asar și o pun în sticluță. Bine. De ce rămâi aici? Învăț să dai în mine. Zi. Pe cine? Pe vrei să faci necroman? O să luăm într-un WC-ul. O secundă. Este, deci, se întâmplă așa. Asar în sine avea în felul următor. Avea o sabie frumoasă. Mark? Sabie frumoasă. Vrei sabie?
Băi, și o armură frumoasă. Și eu vreau ceva, că sunt Slayer of Asar. Dacă aveți nevoie, armură, dacă... să le folosiți. Chiar, mon și folosesc armură? Nu, nu cred. Nu folosesc, nu? Nici sabie nu folosești. Dane? Ce? Moncul nu folosește armură, nu? Sau folosește? Toată lumea poate să folosească orice, dar dacă n-are proficiency, are penalitate. Și eu n-am proficiency, presupun ca manga. Nu. Deci este, este un long sword. Întoarce-te înapoi. Long sword? Este un long sword. Cine folosește long sword? Eu nu folosesc așa ceva. Norzdom poate să folosească eu, long sword. Norzdom, ia-ți long sword-ul. Scut, cine folosește? Bă, eu sunt ok. Scut, este o armură. Ce face? Vreau să știu ce face long sword-ul, că mai am ușor sword. Păi, o identificați și voi. Haide, dă-i. Eu dau un prize, vreau să văd ce valoare are armura și... Cum dau seama, ce ar trebui să dau ca să-mi dau seama ce, ce obiect? Băi, băieți, din moment ce nu sunt identificate, presupun că degeaba dai appraise, până nu dă marc un knowledge arcana pe ele. Dau uitați, detect magic pe sabie. Sau așa, detect magic. Este un longsword plus 1. Mai știu ceva despre ea, în chestii 3. E plus 1. Este plus 1. Ok. Și dau la fel și pe armură. Este un chainmail plus 1. Plus 1 la AC? Da, plus 1 la AC. Bine, pe lângă ce dă chainmail-ul, mai e și plus 1 la AC. Ok. Cu 15. Cu 15. Am aflat ceva despre valoarea lor. Deci face 1 de 8 damage și ai plus 1 la atac. Îți dă un bonus de plus 1 la atac și un bonus de plus 1 damage. Deci ai 1 de 8 plus 1 și... Și mai mult decât atât este considerată armă magică, care... cu care poți afecta chestii gen umbra aia, știi, cu care v-ați luptat no, deci două să poate să, poate okay, să ia cine folosește. Ideea e dacă toți suntem party, măcar dacă, nu știu, oamenii care tot iau loot, când se vinde ăla vechi, să împărțim și noi banii ca să putem să-l okay, ia și restul de oameni ceva. Dar iteme. Da. Cine poate să care un short sword? Car eu. Pot și eu să-l car, că nu-mi dă encumber. Deci este tot bonus la mine ar fi plus 4. Ce proprietăți are short sword-ul ăla? E short sword plus 1? E masterwork. Da, e masterwork. Are vreau eu short sword-ul are și slashing damage. Nu, nu doar piercing. A, atunci nu-mi trebuie. Cam Gladius de împuns. Long sword este slashing. Long sword este slashing. Cine rapier? Vrea un... Rapierul plus 1 cine l-avea? Eu între... am rapierul plus 1, de asta master nu vreau. Work. Ok, mi-l dai mie? Rapierul plus 1? Da. Nu, păstrez rapierul, da, nu vreau magic. Short sword-ul. Era magic sau nu? Am uitat, Calkin. Nu, era masterwork. A, era masterwork, așa. Ia să-ți puțin. Bun, altceva mai văd? Mai găsesc loot? Altceva prin scripta asta, în afară de ce era pe ăsta? Deci în dreptul flăcării, știi, în dreptul sarcofagului, așa. Vedeți că începe să se formeze așa, o stafie. Este ca sen! Dar de unde știi tu, mă? De știi pe toate. Am o presimțire în adâncul robelor. Nu, nu este Casen, este Elvis. Nu gustare. Carson ieri, vino. Cântăm cu regele. Aici s-a dus, mă, Elvis. Ai văzut? Dar Norzdom ăsta al Fidel Castro. 38-lea, ce zice? Păi, ciocul mic. Da. Deci, Casen vă zice. Vă mulțumesc, bravi. Bravi luptători, că ați eliberat această criptă de blestemul lui Asar. Drept recompensă, puteți să explorați cele criptele din partea stângă și dreapta mea. Înăuntru sigur veți găsi niște obiecte care vă vor folosi în continuare. Presimt că veți face fapte bune cu ele. Eu mă duc în partea asta. Înainte de spare Casan, însă cântă o baladă. Da, zi, însă ce? Însă, vă rog frumos să mă lăsați pe mine să dorm. Nu vă atingeți de sarcofagul meu. Ok, eu cânt o baladă ca să doarmă liniștit. A, deci avea și el lut în sarcofagul meu. Nu știu, că e închis. 23 perception. La mine, în camera 23, ce este? Am dat 25. Deci, băieți, am așa. Am tabel cu random loot. Mai întâi, un lucru. Unde este felul ca să-l aprindă la lumină, ca să o aprind? E deasupra... Deasupra pe ăsta. E aici, da? Da. Ok. O aprind cu felinarul meu. Good job. Deci, când aprinzi felinarul ăla,
ca să ne zice, îți mulțumesc. Acum pot, mă pot odihni în pace. Cu plăcere, Casem. Am terminat quest-ul! Despre... Maestria ta. Ați dat și level up pentru, așa, pentru nivelul 3. Bun, bun. Băi, stai puțin. Înainte de a zice loot-ul, zici și mie câte total XP pe care l-aveți voi acum, că la mine nu-mi zisese nimeni, nu s-a datase. Eu deci aveam este 2000. 2000. Deci toată lumea avea 2000 și acum da. Cât sunt? La cât suntem dacă am dat level up? 5000. Bine, tu ai 5005. Wow. Da, tu ai 5.5, da. Că ai 5 XP, nu mai știu de ce dați am dat. Da. Ai descoperit, ți-ai dat seama că ea sunt zombi. Da, exact. Super. Bun, ține loot-ul acum. Deci, avem tabel. Tabel cu loot. Arc, te rog. Te rog un arc. Păi stai așa, că vedem ce pică. Așa. Nu random magic item. Nu, random item generator. Mai întâi, să vedem exact. Random items, minor. Este minoring. 63. 63 este o armă. O armă non-magică, masterwork. Ne ducem la tabelul 5-11. Ce? La tabelul 5-11. Avem așa, 0.8, deci este o armă simplă. Arc. Cu toții am auzit că vrei arc, cu toții. Pută. Dacă nu stai, ce deci, deci fiți atenți ce este, este un tuberman. Este un, un blowgun, știi? Tragi cu cornete, bine, nu cu cornete. Dart gun. Da. Este masterwork. What? Poate care valorează mie. Cât? Îl vindem și ne luăm bani. Da, no, valorează 300 GP. Ia stai, că poate vreau eu, poate e mai bun ca arcul meu. Îl notați undeva acolo. Nu este. Nu e mai bun. Altceva nu găsim, doar asta? Asta e singurul chestie? Stai așa, ai răbdare. Am crezut că asta e singura chestie. 51. Armor or shield, non-magical masterwork. Cine folosește armură sau scut? Eu am scut, am butler. Să vedem ce este, armor sau shield. Este un scut! 5-5, random shields. 34. Este un steel light shield. Oh my. Care valorează 159 de galbeni. Îl vreau eu. Da. Are, okay. are plus 1 armură, dar are... Da, îți dă plus 1 pentru că este masterwork. Deci ce face blowgun-ul ăla? Deci plus 1 peste un scut normal. Nu, ce s-a zis rar. Cu darturi, tragi cu darturi și are damage mic, 1 de 3. Da, mă, e mai prost ca arcul tău. Mai prost ca arcul, nu-ți lua. Îl vindem. Așa încă unul de ăsta mă îndec. 60 gold la fiecare. Este un scroll? Scroll de... 5.24. Scroll random of Revive. Asta înseamnă că este arcane sau divine. Este un arcane scroll. Care of Revive. Presimt că tot Mark o să-l ia. Da. Number of spells on scroll. Este doar o vrajă. Și să vedem ce nivel are vraja. Are nivelul 2. Nu, pardon. 1. Așpa. Asta e. Și să vedem exact ce vrajă este. Parcă văd s-am întors sau ceva de genul. Somnul porcului. Este alarm. Mai rău. Ok, îl iau eu. Care valorează cât? 25 gold. 5 gold de fiecare. Da. Pe ăla le iau ca să dormim liniștiți într-o seară. Da, dormim. Valorificați. Hai să dăm și pentru de-astea magice. Random Magic Item Generation. Ia bagă. Ce pică? Un minor. Dacă pică 51. 51 este un scroll. Nu este un Kama Magic. Și un scroll. Un scroll este un scroll divine. Poți să folosesc cu Use Magic Device? Da, cred că poate să-l folosească ăsta, Norzdom. Uh-huh. Random Spells și Spell Level. E mai mare un pic. No.
din păcate nu, este chiar de nivel 0. Cantrip. Cantrip. Care îl dai o singură dată. Da. Valoare și silver. Valoare, nu, este 12 gold. Cum pe cantripurile astea? 57, este light. Maxim. Asta. Păstrează-l. Ia tău, îți dau și un light de la mine dacă poți. Hai. Magic Kama, știi că vrei. De câte ori vrei tu. Stai. Mighty, ceva comic. Iau pergamentul ăla, dau light pe el și îl dau în nostru domn. Ia. Și ciubuc. Hai ciubuc. 16 este o poțiune. Ce poțiune? Aia așa, e răbdare. Să ne uităm mai exact ce poțiuni sunt. Owl's 5, 19. Wisdom. Bear's Strength. Fox's Cunning. Avem așa 17. Este de nivel 0. Perfect, numai de asta găsim. 65. Este un Resistance. Îți dă plus 1 la rezistori. Păi hai să la saving throws. Foarte tare. Nu-l vreau. După aia. Hai cu arme, hai cu armuri, hai că știu că poți. Bă, dar de cât fapt valorează? Mă, nu e șansă chiar atât de bună să pici așa ceva, dar nu se știe niciodată. 45 inel. Vreau. Hai că vreau deja. Hai că voi ați luat totul alut, lăsați-mi și mie inel, că eu n-am luat nimic până acum. Și inel pot să port și eu pe mână. Păi da, ai mai mult ca mine. Ai un masterwork mai mult ca mine. Hai că nu. What? 15. Ah, 15, da. Te-aș fi dat javelinele, dar nu știi să arunci. Da, mersi. Își dă javelinele, stiți la ele. Ring. 15, 3. Ah, dar stai că este în cealaltă carte. Hai de capul meu. Auzi, mai bine că opream înregistrarea. Nu, păi da, poate vrea și lumea să... Curioasă lumea, să vadă cum dai vadă cum luăm scrolluri de light. Cum eu. Alarm. Sau scrolluri de alarm. Ring, stai, că am dat de inele. Gata. Bă, super. Cel mai util lucru de până acum a fost scutul ăla. Ring of Strength, te rog. Stai așa. 97, Chameleon Power. Stai că nu știu ce face ăsta. Ce faci chestia asta? Chameleon Power. Cred că dă stealth sau ceva. Deci, as a free action, the wearer of this ring can gain the ability to magically blend in with the surroundings. Adică this provides a plus 10 competence bonus on her stealth checks. As a standard action, she can also use the spell disguise self as disguise self. Nice. Entrary. Vreau eu. Nu entrary. Entrary are cuțitul. Nu mă cotează. Bine, nu știu, vă hotărâți voi între voi. Vreau inelul. Zic, hai. Dar entrary merge mai bine peste. Vreau bani sau un item. Am stealth și mai bun. Aur, e atunci. De fapt am stealth la fel, dar în fine. Mai ai încă o dată random match. Am omorât asta și n-am primit nimic până acum. I'm so sad. Poți Măi, tu în sine ești o armă, adică. Da, îmi pare rău pentru logaritm, așa că îmi dau jos lănțișorul. Dar vreau bani măcar. Îi dau lănțișorul logaritm, îi pun așa în jurul gâtului. Stai că sună promițitor. Este un wondrous item. Poți să primești. Care face ce? Hai de capul tău, ce face ăsta? Random wondrous item. Hai să văd la ce... Ia să vedem. Hai de capul meu ce face ăsta, este wondrous. Asta face. 15, we wonder what it does. Da. Ți-am dat lănțișorul. Nu, sunt niște chestii foarte, foarte faine. Iată, valorează 200 gold. Sper să fie ceva mișto pentru mine. Poate fi ceva foarte interesant, să știi. Sau bine, poate fi ceva complet inutil. Cum o să fie? 80. Helm of Comprehend Languages and Read Magic. Porcărie. Read Magic? Da, nu e pentru noi, da. Adică fac deja asta eu ca default. Faci deja asta? Atunci vreau și eu. Nu vreau eu, că tu ai luat-o pe aia. Tu ai luat-o la. Stai să vedem exact. Mă, da, comprehend language, adică orice fel de limbă. Știu patru. Deja le știu pe toate. Nu le știți pe toate. Eu știu doar două limbi. Vreau și eu. Dar poți să porți helm? Da. Oricine poate să poartă helm?
Mm-hmm. Da, vreau helmul ăsta. Așa, as an, appearing as a normal helmet, a helm of comprehend languages and read magic grants its wearer the ability to understand the spoken words of any creature and read any text in any language. Dați-mi-l mie că sunt prost. Right. The wearer gains plus 5 to linguistics checks. Dați-l-o întrerii că el n-a luat nimic. Da, mă, dar nici eu n-am luat nimic și sunt prost. Da, mă, îi dăm lui Logarit. Logarit. E al tău. Văd magia acum, I can detect magic, yay! Și în plus o de asta... O simt. Mă simți? O simt. Plus de asta am mai găsit și niște nestemate. Ah. Yay! Câte? Câte? Stai așa să... Cred că nu am primit nimic, nu? Să le generez. Tu ce? Nu mă, că le... Eu zic bani și nestemate și chestii să le vindem și să împărțim bani. Exact. Să împărțim de mărfână. Și itemele merg la cine ce are nevoie. Că era un item pe care vreau să-l vindem, ce item era? Piatra Nu, blowgun-ul. Blowgun-ul, da, de 300. Da, piatra am vândut-o. Mă, eu am cam trecut cam toate itemele care le-am găsit până acum. Ai trecut tu, Flaviu, da? Da, le-am trecut o mare parte. Și am trecut ce am pe mine. Bine, nu am alea care le-au găsit. Cum se cheamă? Chameleon Ring, nu? Chameleon, da, Chameleon. Ring of Chameleon sau ceva genul ăsta. Da, doar n-o să iau eu scut dacă nu-l folosesc. Da, normal. Așa. Găsiți și nestemate în valoare de... De 400 galbeni în total. Și noi suntem 5, nu? Da. Da, 5. Și ar veni 80 galbeni la fiecare plus 60 de la blowgun-ul pe care îl vindem. Păi da, dar nu l-am vândut pe ăla încă. Da. Nu să le vindem toate. Ok, deci 80. 80. Deci... Deci stai așa, longsword-ul ăla plus 1 cine l-a luat? Nordom, când doar el. Ah, deci am luat. Tu ai luat longsword-ul. Și chainmail plus 1 cine l-a luat? Nu știu, nu eu. Mark. Nu cred că poți să port. Mark, tu poți să porți. Dar am vreo penalitate? Este light armor și poți să-l porți. Ok, yes. Atunci îl iau eu. Mm-hmm. Este chain shirt care dă plus 4 chain, la armor. Între Rina lua nimic până acum. Nu contează. Chain shirt sau chain mail? Și ia bani, mă, și oricum nu o să-și la toate sesiunea. Eu gândește că asta e a treia sesiune. Eu până acum, până la helmul ăsta, n-am avut nimic, niciun item. Exact, și Întrerii are deja un cuțit și are destule Întrerii. Are multe deci, chestii Întrerii. Are vreo... Chain mail, poți să-l port? Este medium sau ce este? E medium. Mai penalitate la ice spell cash. Eu până acum tot știu că am... Poate să-l folosească tot ăsta, Nozdrom. Nici n-am primit nimic. Lăsăm un Nozdrom, că... Sau să-l vin. Nozdrom, n-ai primit nimic. Două javeline. Da. Longsword. Dar alea le folosesc pentru echipă, fiindcă voi nu puteți să le folosiți. Fa putem. Dar pot să le folosesc și eu. Și pot să-l și vând. Să-mi cumpăr ceva... Da, corect. Lasă-mă simt. Nu mai comentez. Da, mă. Ok, deci asta, cam asta a fost, da? Deci cam asta a fost pentru astăzi. Bun, vedem ce reward-uri primim și din oraș. Da, nu știu dacă pot primi reward-uri din oraș. Cum să nu primi? Băi! Cum se cheamă? Blowgun-ul ăla, îl vindem, cine îl ține? Eu îl țin, era mine. Întrebare, apucăm să ieșim din dungeon sau nu se întâmplă ceva pe drum? Că vreau să iau ceva din păduri ca să sărbătorim. Nu, mai stăm un pic. Deci, data viitoare ieșim din... Se simte cineva în stare să mai se mai bată cu un boss? Da, vreți să pângărim... Da! Vreți să pângărim... Deci am venit, am aprins flacăra și acum mai pângărim mormântul. Zic să nu... Să nu jefuim casenul, fiindcă... Nu. Da, eu zic că suntem toți cu viața praf. Și Enter este și el de acord. Eu sunt de acord. Da, și eu sunt de acord. Eu mă simt doar în grup. Da, frate, tu ce ne dă clamă pentru clamă? De ce-mi dur? De ce am viață full? Pentru că n-a dat nimeni în tine. Păi, asta e cam păcat, atât de suspect. Da. E ca și cum ar fi fost acolo. Da, și nici nu prea a făcut damage mult. Corect. Da. Și Frasul a fost prins, chipurile. Da. Și Frasul nu ne-a dat nimic, că l-am eliberat. Poate, hai să mă rând pe Frasul. Data viitoare.